două ori. Privește cum pătrunde complet prin material și cât de rezistentă este cusătura. Cusutul manual durează o eternitate și nu e niciodată perfect. Cu SeaWheeze ai cusături perfecte, fie că sunt linii drepte, curbate sau modele speciale. Este dotată cu funcțiile unei mașini de cusut voluminoase. Face exact ce face o mașină de cusut profesională, dar uriașă. Apeși și începi instantaneu să coși. Nu mai cheltui o avere pe ajustări. Cu noul SeaWheeze poți coase ca un profesionist și poți să faci economii. SeaWheeze funcționează și pe baterii, deci o poți folosi oriunde. Perfectă pentru verandă și terasă. Poți să coși ușor mai multe straturi de material. Perfectă și pentru draperiile grele. Cu SeaWheeze, decorațiunile sunt un fleac. Creează perne drăguțe, decorațiuni de sărbătoare și costume ingenioase. Distracție pentru toată familia. Nu mai cheltui sute de lei pe o mașină voluminoasă și complicată. Comanda acum uimitoarea mașină de cusut SeaWheeze. Dar stai, sună acum și primești pedala opțională pentru controlul precis al vitezei. Gratuit. Și asta nu e tot. Bonus, primești și pachetul de 66 de piese cu ațe și papiote, 32 de mosoare și 34 de bobine colorate. Un curcubeu de culori din care să alegi. Mai mult, primești și acest pachet de accesorii nelipsite. Un filet pentru ac, un ac de schimb și două mosoare goale cu care vei putea să coși mai rapid și mai ușor. Sunt ale tale gratuit. Comanda acum sistemul complet SeaWheeze pentru doar 199 de lei. Nu rata ocazia! Sună și comanda acum! Primești totul! Uimitoarea mașină de cusut SeaWheeze cu pedală opțională pentru controlul vitezei, setul de accesorii și pachetul de 66 de piese cu ațe colorate și mosoare pentru doar 199 de lei. Cusutul n-a fost niciodată mai simplu. Sună acum! Intră acum în Club 5 Stele și profită de discounturi incredibile de până la 60%. În plus, noua Skoda Citygo poate fi a ta. Luna iulie îți aduce catalogul Club 5 cu 10 de promoții exclusive la brandurile Dormeo, Delimano, Cosmodisc, Ocmax, Ivis, Topshop și oferte speciale din partea partenerilor noștri. 20% discount la cele mai renumite branduri de haine și reduceri de preț pentru vacanțe de neuitat. Iar vara asta, Club 5 Stele își premiază toți membrii. Ai șansa să fii chiar tu câștigătorul marelui premiu oferit de Avia Motors, cea mai nouă mașină lansată în România, Skoda Citygo. Până pe 31 august, în Club 5 toate comenzile sunt câștigătoare. Caută în colet cheița magică răzuibilă și descoperă ce ai câștigat. O saltea Dormeo ortopedic, un set complet de vase Delimano cu strat ceramic, tigaia magică dry cooker, Cosmodisc Classic Set, Relax & Tone, 5% discount la următoarea comandă sau marele premiu, oferit de Avia Motors, cea mai nouă mașină lansată în România, Skoda Citygo. Comandă, răzuiește și află ce ai câștigat. Sunteți părinți și căutați un magazin cu oferte de la A la Z în ceea ce privește produsele de papetărie și birotică, rechizite sau cărți? Magazinul Bimbo vă stă la dispoziție. Avem oferte la prețuri de senzație. Și în plus, în perioada 1-15 septembrie, Bimbo te și premiază cu un DVD cu muzică pentru copii. Rețineți magazinul Bimbo, magazinul familiei tale, în strada Ieduca, numărul 48. Terasa La Barieră din Costinești este o locație care nu poate fi trecută cu vederea dacă sunteți pe litoral. Restaurant cu bucătărie de excepție, Terasa La Barieră vă invită să savurați cele mai delicioase preparate. Terasa La Barieră vă stă la dispoziție pentru o relaxare completă în cadrul unei ambianțe de excepție alături de formația live Ion Lăcean. Vă așteptăm cu drag, Terasa La Barieră în Costinești. Ai auzit de legenda bucătăresei Sofia? Mâncărurile elaborate de cel mai rafinat gust italian și-au păstrat faima și în prezent și bucură o lume întreagă. Restaurantul Cucina Sofia din Sinaia te invită să descoperi adevărata savoare italiană. Noi am creat acest loc deosebit pentru ca secretele culinare ale Sofiei, păstrate de bucătarul nostru, să vă desfete simțurile. Restaurant Cucina Sofia, la Hotel Internațional Sinaia. Supermarketul Max din Piața Griviței este soluția cumpărăturilor de fiecare zi. Max înseamnă diversitate de produse și prețuri pentru orice buzunar. Supermarket Max, în fiecare zi pentru tine. Lumile noastre virtuale sunt în siguranță, atâta timp cât sunt protejate de către cineva pregătit să țină piept tuturor amenințărilor posibile. O protecție mai complexă și mai eficientă ca niciodată. Utilizând experiența a milioane de PC-uri, prin tehnologia sa unică de tip cloud și câștigând lupta în fiecare computer, de fiecare dată.
noul ESET Smart Security 5, următoarea generație de soluții de securitate pe internet. Garderob Studio, un nou concept de înfrumusețare în Constanța. Personalul nostru vă va răsfăța, vă va ajuta să vă descoperiți frumusețea naturală și look-ul potrivit, folosind produse de calitate excepțională. Ce vă mai oferă Garderob Studio? Atmosferă plăcută, cafea bună și zâmbete pentru sufletul dumneavoastră. Vă așteptăm pe strada Dezrobirii numărul 95, vis-a-vis de Institutul de Marină. Telefon 0730-329123. Casa Albastră vă oferă servicii funerare complete de calitate la cel mai mic preț garantat. Vă punem non-stop la dispoziție personal calificat și vă oferim transport autorizat la orice oră. Casa Albastră, cea mai bună organizare de servicii funerare. X-Factor. Tu faci show-ul la puterea X. O mamă, o soacră și o verișoară, un tată, un copil și o cumnată, o soră și un bunic cu al său nepot, nepoata și nașul sau fina, colegul de birou, logodnica și prietenul din copilărie. Nu contează exact cine. Dacă sunteți ca în familie, sunteți numai bine. Înscrieți-vă pe casting.a1.ro și la numerele de telefon 021-208-7673 sau 0756-164-99. Uniți-vă forțele și fiți câștigători! În curând, la Antena 1! Pentru o viață mai veselă, râs sănătos! Antena 1 recomandă... Porția zilnică de umor 100% românesc. Comedia de la 5. Marți, miercuri și joi, numai la Antena 1. Dragii noștri, bine v-am găsit. Sperăm să începeți din nou o zi minunată alături de noi, Iulia și Răzvan Botezatu. Vă dau și o bună dimineața. Să aveți o zi cât mai frumoasă. Este joi, se apropie weekendul. Să zicem că este ultimul weekend din vară sau mai avem încă Răzvan, unul? Răzvan, hai să fim puțin optimiști, să vedem că poate totuși vremea va ține cu noi și se pare că așa și va fi, pentru că meteorologii spun că în următoarele zile vom avea parte de temperaturi ceva mai ridicate pentru această perioadă, undeva în jur de 30 de grade, ceea ce înseamnă că putem merge și la plajă. Este bine și pentru noi, mai și pentru turiști, puțin, așa, și pentru agenții economici, pentru toată lumea este bine. Ne mai răcorim și noi cât mai Dar Răzvan, să știi că mai e până la weekend, mai avem astăzi și mâine, deci ar trebui să începem treaba cum ar veni. Da? Haideți să vedem ce am pregătit pentru dumneavoastră astăzi. Cum bine știți, pe pagina noastră de Facebook avem în fiecare zi pregătit câte un concurs. Ei, iată că și astăzi avem trei concursuri pentru dumneavoastră. Primul concurs este oferit de către Smart Auto Tab, o școală de șoferi din Constanța, care oferă pentru dumneavoastră trei vouchere în valoare cu 10% reducere, practic 1.000.000 din suma totală pentru cei care doresc să urmeze cursurile școlii auto. Puteți răspunde corect la întrebarea noastră care este postată pe Facebook, pe pagina Fie Antenă, și să ne dați răspunsul la întrebarea ce școală auto oferă reducerea de 10%. O postez chiar acum. Te rog, Răzvan, de asemenea tot pentru dumneavoastră, City Park Mall oferă un voucher în valoare de, atenție, 250 de lei. Puteți merge la City Park Mall în orice magazin doriți și să vă cumpărați haine, bijuterii, încălțăminte, tot ce vrea inimioara dumneavoastră în valoare de 250 de lei. De asemenea, trebuie să intrați pe Facebook, pagina Fie Antenă, și să ne dați răspunsul corect la întrebare cine oferă acest voucher în valoare de 250 de lei. Succes! Întrebarea este deja postată pe pagina noastră de Facebook
Și mai avem un concurs. Da, mai avem un concurs pentru iubitorii de muzică populară, de dansă populară. Invităm la festivalul Mamaia. Avem aici o invitație pentru două persoane. Festivalul a început aseară și va ține până mâine, Răzvan, până mâine seară. Așadar, o să te rog să pui tu întrebarea, Răzvan. Pe scena cărui teatru se desfășoară Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc? Răspundeți corect și câștigați această invitație valabilă pentru două persoane pe toate cele trei zile de festival. Așteptăm răspunsurile noastre pe pagina noastră de Facebook. Noi vă dorim succes tuturor și așteptăm răspunsurile pe Facebook, pagina Fi Antenă. Trei concursuri, ce vreau să... Deja telespectatorii deja încep să răspundă, foarte frumos. Răzvan, nu e tentant? 250 de lei, ne putem cumpăra haine, orice, de la City Park Mall. Dacă vrem să devenim șofer, avem reducere de 1 milion. Și unde mai pui că dacă ne place muzica și dansul popular, invitație la festivalul Mamaia, ceea ce eu zic că și putem începe ziua foarte, foarte bine. Ca să ajungem și la mall și la festival, ne trebuie și o mașină. Iar dacă le oferim și o șansă telespectatorul pentru a-și achiziționa permisul de conducere. Așa este, Răzvan. Dacă tot am început ziua așa destul de bine, eu zic să vedem ce mai scrie presa constanțeană. Ce zici, Răzvan? Sigur. Până azi acum în vizorul presei. Doar trei oferte pentru contractul de furnizare energie electrică scos la licitație de Raja în Antena Dobrogei. Găsiți mai multe detalii. De asemenea, anunț celebre la Constanța, tot în Antena Dobrogei. O să vi-l și arăt sau la restul Iulia și mai citești tu câteva titluri importante. Da, arată-l tu, Răzvan, și în vom Antena citi Dobrogei câteva titluri importante din Antena Dobrogei. Cum au pierit anticariatele din Constanța. Înainte, adevărate comori pentru biblioteci, pline cu volume rare, dar apreciate în egală măsură de colecționarii de cărți. În Constanța, anticariatele au rămas acum, din păcate, o simplă amintire. Aș mai aminti încă un articol tot din ziarul Antena Dobrogei, orașul scufundat de lângă casino. De asemenea, tot în paginile ziarului Antena Dobrogei puteți citi un articol interesant despre agricultură, mai exact dezastrul prin care trecem în acest moment. Știm cu toții că este o secetă foarte mare în Dobrogea. Mai multe detalii o să găsiți în ziarul nostru, Antena Dobrogei. Iată că în Cuget Liber deja se scrie că vine toamna și Constanța va deveni cel mai pustiu oraș. În liderul de opinie aflăm că Nicolae Matei candidează la președinția AOR. Cu alte cuvinte, primarii sunt o forță în România. De asemenea, la Murfatlar vor fi amenajate zone de camping. Ia un zi, o să mergem și noi la camping. În ziarul Cuget Liber veți găsi mai multe detalii. Aș mai arăta un articol din liderul de opinie. Sute de elevi vor învăța în școli expirate. Și Răzvan, că nu mai e mult. Cum timp adică și... Școli expirate, Răzvan, adică probabil nerenovate, cu toaletele în curte, știm veșnicele probleme din învățământul nostru. Iată că Bianca Drăgușa nu se mai împacă cu Cristea. Ce scrie aici, Răzvan? 10.000 de euro pentru o reprezentație de gala la nunta Elenei Băsescu. Da, probabil va fi evenimentul anului. Oare va face istorie Elena Băsescu? Dacă a făcut tatăl ei, probabil că trebuie să facă și ea, cine știe. Oricum, mi se pare că este tratată prea ca o divă de la Hollywood. Cred că e subiectiv, Răzvan. Ar trebui să te bucuri. Fica președintelui casă de piatră, Elena Băsescu. Se căsătorește, Răzvan. Ana Maria Prodan a rămas mută de fericire. S-a trezit ieri cu o surpriză extrem de frumoasă făcută de soțul ei. Mai multe detalii o să găsiți în Cuget Liber. Nu vă citeți mai mult? Da. În Telegraf aflăm că Oil Terminal este la un pas de faliment. Multe subiecte interesante în ziarele de astăzi. Sute de absolvenți șomeri la Constanța. Cam așa este, cam greu să... Uite, Răzvan, tu ai fost norocos, ai terminat facultatea. Încă n-am terminat, sunt anul 3 serviciu, uite. Sunt anul 3 la Universitatea Ovidius.
Da, tot la Telegraf aflăm că a început Mamaia Folclorică, am anunțat și noi acest eveniment. Va fi o seară dobrogeană, prima seară de festival. A continuat cu un moment special în memoria Elenei Roizen. Atât pentru vizorul presei, mai multe detalii o să găsiți la chioșcurile de ziare și vă invităm să cumpărați ziare de astăzi și important este să căutați și ziarul nostru Antena Dobrogei. Trebuie să spunem și cine face acest ziar, Iulia? Să nu de-ngăsim pe ei? Da, o să găsim. Redactor Cecilia Zărea, redactor Nicoleta Mocanu, două dintre colegele noastre. Da, așa este, Răzvan. Haideți să mergem mai departe. Citim și evenimentele zilei de astăzi. Ce spui? Hai să spunem, dacă tot astăzi suntem într-o zi de cât? 30 august. 30 Răzvan, august, da? În ce pierd și înulțimea timpului aici, la Fii Antenă. Foarte interesant. Bun, să le spunem telespectatorilor noștri că în anul 1265 are loc prima mențiune documentară a Hunedoarei. În 1940 a fost încheiat al doilea protocol al dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei nord-vestul Transilvaniei. În anul 1948 a fost creată Direcția Generală a Securității Poporului. În 1972 s-a născut Cameron Diaz, actriță americană. La mulți ani și din partea noastră. Sigur se uită la noi acum. Bineînțeles, Răzvan, trebuie să fim optimiști. De asemenea, le spunem telespectatorilor noștri că în anul 1974, la o dată de 30 august, a fost inaugurat la București Centrul Demografic ONU din România. Iar în 1986 a avut loc un cutremur de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 7,2, adâncimea de 140. Atât pentru evenimentele de astăzi. Da, un eveniment ar fi, Răzvan, și horoscopul, să vedem oare ce ne-a pregătit Ana Maria Stoica, vreo surpriză? Eu cred că da. Haideți să vedem. Haideți horoscop să vedem. Cu Ana Maria Stoica. Bună ziua și bun regăsit la rubrica Horoscop! Haideți să vedem ce ne-au pregătit astrele astăzi. Berbec! Dacă vi se oferă ocazia să plecați într-o excursie împreună cu persoana iubită, ar fi bine să nu stați prea mult pe gânduri. Oricum, ar fi bine să faceți ceva pentru relațiile sentimentale. Vă sfătuim să nu vă ocupați astăzi de afaceri, pentru că s-ar putea să vă loviți de lipsa de corectitudine a partenerilor. Puteți să vă bazați pe intuiție. Taur! Aveți o mare putere de convingere și relațiile cu cei din jur sunt excelente. Puteți să negociați contracte sau să semnați acte oficiale. Vă recomandăm să aveți răbdare și să nu încercați să obțineți câștiguri imediate. Fiți atenți cum discutați cu o femeie și nu faceți glume riscante. Gemeni. Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Aveți șanse să rezolvați o problemă de familie, sunteți entuziasmat și doriți să începeți o lucrare planificată mai de mult. Dacă întâmpinați dificultăți, vă sfătuim să apelați la o persoană mai în vârstă. Rac. Nu aveți o clipă de răgaz, dar reușiți să terminați tot ceea ce v-ați propus grație unor idei originale. Vă sfătuim să profitați de această conjunctură favorabilă, dar cu măsură, și să nu neglijați odihna. Persoana iubită vă apreciază inițiativele și vă susține. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu cu rudele. Leu. Cei din jur vă apreciază seriozitatea și vă cer sfatul. Este o zi bună pentru a lega noi prietenii. Ar fi bine să profitați de această perioadă în care aveți un randament deosebit. Vă sfătuim să nu neglijați persoana iubită. Fecioară. Dimineața plecați într-o călătorie în interes personal, care vă apropie mai mult de persoana iubită. Pe drum faceți cunoștință cu o persoană dispusă să vă dea sfaturi pentru afaceri. Aveți grijă să nu faceți nicio promisiune dacă nu sunteți sigur că vă puteți ține de cuvânt. Vă sfătuim totuși să nu uitați să vă odihniți. Balanță. Aveți succes în toate activitățile legate de cămin și vă înțelegeți foarte bine cu familia. Sunteți bine dispuși și comunicați cu mare ușurință. Puteți rezolva chiar probleme ale celor din jur. Vă sfătuim să nu neglijați sfaturile unei femei. Scorpion. Este posibil ca persoana iubită să vă facă un cadou deosebit cu care vă va impresiona. După amiază trebuie totuși să luați o decizie importantă în ceea ce privește relațiile sentimentale. Vă recomandăm să vă ascultați intuiția. S-ar putea ca prietenii să vă invite într-o excursie. Săgetător. Recunoașteți că vă preocupă excesiv propria persoană. Vă sfătuim să vă acordați mai multă atenție relațiilor sentimentale. Ar fi bine să amânați activitățile importante pentru altă dată. V-ar prinde bine o ieșire împreună cu persoana iubită și vă sfătuim să nu vă mai stresați atât din cauza carierei.
Capricorn, munca din ultima perioadă începe să își arate roadele. Aveți satisfacții mari pe plan social și financiar. Vă puteți asigura succesul în continuare prin rigurozitatea și seriozitatea care vă caracterizează. Vă recomandăm să fiți mai prudenți în relațiile sentimentale și să acordați mai multă atenție problemelor persoanei iubite. Vărsător, sunteți hotărâți să vă asumați noi responsabilități. Conjunctura pare a fi favorabilă activităților intelectuale. Aveți ocazia să vă afirmați, cei din jur și în special o persoană de sex opus nu pot să nu vă remarce farmecul. Vă sfătuim să fiți prudent. Pești, sunt favorizate relațiile cu prietenii și cu rudele. Dimineața vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme. Puteți să rezolvați probleme familiale îndelung amânate. Vă recomandăm să țineți seama de sfaturile celor cu experiență. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ana Maria Stoica, ne revedem mâine cu noi informații astrale. Să aveți o zi cât mai frumoasă! Ana Maria Stoica, mulțumim mult pentru informații. Sperăm să aveți o zi bună cu toții, dar alături de noi. Trebuie să vă spun că am în față aici un CV impresionant. Vă mulțumesc. Uitați câte premii am primit aici la Fi Antenă, Delfin. Pentru că Răzvan, sunt delfin, am primit foarte multe premii. Dar spune-mi, ce ai făcut să meriți atâtea premii? Acesta l-am câștigat la Music for Kids, acesta tot la Music for Kids, nu mai știu, chiar nu mai mi-aduc aminte în ce an. Acesta am câștigat la Festivalul Național de Creație și Interpretare. Răzvan, dă-mi voie să cred că nu sunt ale tale. Ba da, sunt ale mele, uite și steluța, uite că eu sunt o steluță. Vezi? Nu. Nu? Tu induci telespectatorii în eroare, ca să nu spun în eroare. Dar de ce? Că uite câte premii am venit astăzi la Fi Antenă. Nu, premiile sunt ale invitatei noastre de astăzi, se numește Lucan Denisa Ștefania. Bună, bine ai venit la noi. Bună, Denisa, mamă, câte premii. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că Denisa este o cântăreață. Câți ani ai tu, Denisa? Eu am 10 ani și 9 luni. De numai 10 ani, iacă-te și uitați câte premii. Dar de la ce vârstă ai început tu să cânți de ai putut să aduni atâtea și atâtea premii? Că ai doar 10 ani. Păi, când eram mai mică, cam pe la 4 ani, am început să cânt, dar nu am mers prin festivaluri. Pe la grădiniță, pe la serbări. La vârsta de 8 ani am început să merg la cursuri de canto. La Școala Populară de Arte și Meserii din Constanța. Acum sunt anul 3. Felicitări! La facultate, sunt anul 3. Sunt și câți ani mai ai până termin? Păi mai am 2 ani. Un an, 2 ani. Eu mai am un an și termin. O să fiu mai șmecher ca tine. Îți mai aduce aminte care este primul premiu pe care l-ai câștigat? Da, este la Se Caută o Vedetă. Am care câștigat chiar premiul întâi. Este acolo, la în dosar. Ai, dosar. Este diplomă, nu este cupă sau... Ia să vedem, să le arătăm. Ia uitați aici ce de... Și premii din, avem pentru dumneavoastră. Care din... concursurile la care ai participat sau festivalurile de muzică, care te-a impresionat pe tine cel mai tare și ai acumulat cea mai multă experiență? Care dintre ele? Păi toate. Păi care ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut la Music for Kids. Da? Astea sunt cele două medalii de aici. Să mai uitați, avem o mapă plină de... Foarte frumos. Diplome. Denisa, ca să destindem puțin atmosfera aici la Fi Antenă, vrei să ne cânti ceva așa, o acapela, ceva? Pregătim da. Ceva pentru... Sau e prea dimineață? Nu, este foarte bine. Aș vrea să cânt piesa Alexandrei Stan, Lemonade. Vrei să ne dai o limonadă, așa cât am rămas din vară și un șezlong trebuia să ne aduci. Ia să te auzim. Keep my promise and we're lying on the beach. Now we have each other and feel so rich. Look into the sun, you'll see me and you. Cause now you have the perfect view. I was so alone and I don't really wanna make you come alone. I just want you to see you're the only one for me, yeah. I was so alone, and I don't really wanna make you come alone. I just want you to see, you're the only one for me, yeah. Bravo, sunny, happy with the music, no money. I'm taking you on holiday.
Sipping in a lemonade, yeah. Bravo, Denisa. Alexandra Stan. Luca and Denisa. A fost o glumă, îți dai seama, Denisa. Dacă tot ne-ai cântat, haide să mai ne auzim piesa ta. O piesă. Da. Să ne spui cu ce ai venit tu la noi, la Fie Antena. Păi am venit cu piesa Hora din Moldova și mama. O ținem toată săptămâna asta numai pe muzică populară. Vrei să-ți împrumut ochelarii mei? Nu. Ok, bine. Luca and Denisa, Hora din Moldova la Fie Antena, numai aici la Antena 1 Constanța, cu Răzvan Bodzatu și Iulia Stanciu. Ghiela de la ne, ghiela, ghiela de la ghiela. Peste dealuri, peste văi, duce vântul ora noastră. Ceatră plină de văpăi, revărsată peste zări. Șai-la-la-la-la, și zvonul, șai-la-la-la-la. Duce dorul, dans de foc, al iubirii joc, e hora din Moldova. Când n-o iubești, de răsfață, când n-o mârtești, îți dă viață toți cu foc, se avântă în joc, e cu noroc. Denisa, bravo! Bravo, Denisa! Denisa, am văzut aici ceva. 135 de ani de umanitate, Crucea Roșie Română. Ce caută acest premiu la tine? Că era al meu. Băi, al meu! Păi, cum? E festival de muzică? Ce? Explică-și pe ce nu știu. Nu, eu sunt voluntar la Crucea Roșie. Și aș vrea să o salut pe doamna Carmen, directoarea Crucea Roșie, și pe toți voluntarii. Și noi o salutăm și o așteptăm Roșie. Și pe dânsa noi aici la Fie Antena să ne spună despre toate activitățile dânsei. Am câștigat anul trecut la un spectacol organizat la Nevodari, unde am și prezentat deci și am și cântat. Deci Crucea Roșie a organizat un spectacol, da? Da. Și acolo ai câștigat, n-am înțeles ce. Am câștigat această plachetă, acest plachetă. Premiu. Am înțeles. Reprezintă vreun premiu întâi? Nu, reprezintă un premiu de excelență. Onoare. Ah, de excelență, am înțeles. Oare voi câștiga și eu, Iulia, vreun premiu de excelență? Nu știu, Răzvan, dar mi-ai făcut cadou vreo bijuterie. Da, te rog frumos, Iulia. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Iulia, pentru că ești un delfin. Pentru că ești o sirenă, pardon, mă scuz, iar eu sunt un delfin. Ți-am făcut cadou acest delfin. Când te vei uita la el, îți aduce aminte de botezat. Mulțumesc, Răzvan, dar cât că este al Denisei. Așa e? Dar ce reprezintă?
N-am văzut în viața mea asemenea premii. Păi l-am câștigat la un premiu special, la Delfinul de Aur. Ah, la Delfinul de Aur. Da, unde s-a organizat la Năvodare anul trecut. Păi orașul tău natal. Da. Și trofeul practic este un delfin din aur sau? Nu, este din cristale Swarovski. Am înțeles. Dar se numește Delfinul de Aur. Da. Ah, interesant. Și la noi, de ce ne numim și noi Fii Antenă de Aur? Și suntem decât BTV. Ca să vin și noi. Suntem în trend. De platină, Răzvan. Ai, Iulia, bate palma, ai fost cea mai tare din parcare. Mulțumim foarte mult, Denisa. Vrei să ne mai cânti ceva? A capela ceva live? Ia să te vedem. Aș vrea să... Ia să vedem. Ce ai vrea tu? Păi... Sau mai vrei să ne cânti o piesă? Aș vrea să vă arăt cât de sus pot ridica. Hai să vedem, Denisa. Denisa, ai spart toate premiile de pe masă și urechea mea. Denisa, felicitări. Mulțumesc. Ai tu vreun plan de viitor așa apropiat? Păi, mai întâi să începem școala și după aia... Chiar nu ai spus ce clasă ești. Acum intru în a patra, sunt a patra. Dar ia spune-mi, colegii tăi așa cum te privesc. Hai, spune, sincer. Unii mai... Invidioși, unii se dau prieteni cu tine, unii... E, da. Dar tu, de când ești așa o cântăreață vestită, ai o altă atitudine când intri în clasă? Sau ai rămas un elev modest? Un elev modest am rămas, deci nu pot spune că m-am schimbat așa, sunt arogantă sau... Păi am auzit că la festivalul la care ești chemată să cânti, cer limuzină, cer la hotel, salată de fructe de... Hai, lasă că știu. Nu ce, dar când ești mai mare. Ai, deci ai un plan, am înțeles. E tare, e ceva, să cer limuzină, una alta, să ți ofere. Poate, măcar nu mai ajunge și eu să am și eu vocea ta vreodată. Poate voi câștiga și eu un premiu. Poate, poate. Eu știu ce să mai zic. Asta e, mă simt pe lângă tine. Mai, dacă te-ai ridicat în picioare, Răzvan, la cei 2 metri ai tăi? Păi degeaba am 2 metri. No. Lasă, Răzvan, că o să vină și ziua ta odată. O să vină. Denisa, noi îți mulțumim, uite, l-ai făcut pe Răzvan să plângă. Dar este doar o glumă, tu știi asta. Noi îți dorim foarte mult succes și te așteptăm cu drag la noi. Care ocupă. No. Bine, mulțumesc. Răzvan, uite, eu zic să te mulțumești cu hitul zilei, ce zici? Haide, bine. Hitul zilei pentru dumneavoastră la Fii Antenă. Oh.
Sunshine. E, niciun sunshine, Iulia. A plecat, cum era să zic, Cami, Luca Andenița. A plecat cu toate premiile. Uite ce masă goală. A rămas cu ochelarii așa care mă pui mereu să-i pun la o să râs de mine. E, crezi că nu știu. Răzvan, eu nu te oblig. Dar uite, ai rămas cu ziarele. Antena da. Dobrogei, ce Răzvan? Să fac cu ziarul? Era nu să zice să fac cu el, dar mă abțin. Răzvan, deja ești indecent. Nu, sunt foarte decent. Eu... Hai să măcar să amintim concursurile de astăzi, să mă mai înveselești eu. Răzvan, dar trebuie să-ți reamintesc, tu nu vei câștiga nimic. Concursul este doar pentru telespectatorii fi antenă. Mă bucur că măcar dumneavoastră vă puteți bucura de aceste premii. Mulțumesc mult, Mirela. Măcar atât, primești o ciocolată. Spune-le telespectatorilor că este sticul de net, sticul Răzvan. De internet, pentru că am pierdut legătura cu dragii noștri telespectatori. Și uite, acum o să restabilim legătura în direct. Să le reamintim telespectatorilor noștri că pot câștiga diverse premii. Începe tu, Răzvan, puteți, te rog. Câștiga 3 vouchere cu 10% reducere, practic 1 milion din suma totală pentru cei care doresc să urmeze cursurile școlii Auto Smart Auto Tab din Constanța. Trebuie să răspundeți corect la întrebarea noastră care se află pe pagina noastră de Facebook Fi Antenă. Ce școală auto oferă reducerea de 10%? De asemenea, tot pentru dumneavoastră avem o super ofertă, un voucher în valoare de 250 de lei pe care îl puteți utiliza la City Park Mall. Trebuie să intrați pe Facebook, pagina Fi Antenă, și să postați răspunsul corect la întrebarea cine oferă voucherul în valoare de 250 de lei. Oare am să mai fi înscris cineva, că acum o să mă conectez și eu pe pagina de Facebook. Nu și de asemenea, cum bine știți cu toții, de aseară a început Festivalul Național a Cântecului și Dansului Popular Românesc, Mamaia 2012. Se va desfășura pe scena Teatrului de Vară Soveja între 29-31 august. Iulia, ce e acolo? O invitație? Este o invitație pentru două persoane, așadar intrați pe Facebook, pagina Fi Antenă, și răspundeți pe scena cărui teatru se desfășoară Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Și dacă tot vorbim de Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, și la Jupiter se desfășoară Festivalul Tinereții. Așa este, Răzvan. Noi... Pentru că noi suntem mereu tineri și să sperăm că vom rămâne noi așa. Suntem mereu tineri și în această săptămână cred că în fiecare zi am avut muzică sau dans popular, așa că nu puteam rupe tradiția tocmai astăzi și am invitat alături de noi, tocmai de la Baia Mare, pe doamna Dorina Pop, aici de față, consilier educativ, Asociația ziua, Comunicați cu Noi, Baia Mare, doamna profesor Crina Lohan și solista Anca Micuț și solistul Alexandru Cicioc. Am spus bine? Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bună ziua tuturor! Bine ați venit la Fi Antenă, tocmai de acolo e, de la Maramureș. O palincă mi-a adus și mie, măi, așa, între noi. Bineînțeles, după emisiune. După emisiune tragem o palincă. Cioșuncă. O cioșuncă. Și mai și vedem. Pită? Fără pită am venit, dar se coace. Vă invităm de seară în Jupiter. Este târgul popular acolo, de artă populară, și se coace pe loc o pită de mărimea care o doriți dumneavoastră. Așa este, nu mai timp să avem... Ne vă așteptăm oricum. Doamna Dorina, dumneavoastră sunteți președinta asociației Comunicați cu Noi. Practic promovați aceste tinere talente. Exact, de scopul asociației noastre este... reînvierea tradițiilor locale și transmiterea lor către tânăra generație. De asemenea, promovăm tinere talente. Așa cum bine vedeți, avem aici lângă noi pe cei doi tineri care deja sunt la a doua, a treia acțiune la care participă. A obținut și premii, dar e mai bine să vă spună ei. Hai să întrebăm și pe doamna Lohan cum i-a descoperit pe acești tineri. Nu eu i-am descoperit, ci pe Alex l-a descoperit doamna învățătoare. Să știți că și eu am voce, pe mine nu mă descoperiți. Până și vedem după emisiune, tu testăm. Opa, mi-e frică. Iar Anca, probabil tot în clasele primare, a fost descoperită și o să vă spună ea ce cursuri urmează. Deci eu sunt doar profesoara lui Alex și lucrez cu el de un an și jumătate. Și ce lucrați? Ce exerciții faceți cu ei? El sunt este curios că vrea și facem el vocalize, să bineînțeles, facem exerciții de respirație, învățăm cântece, facem și teoria muzicii. Cred că și noi avem nevoie de exerciții de respirație. Ne explicați un exercițiu?
Păi cel mai simplu e te așezi pe podea. Așa, m-am așezat. Îți așezi așa. Niște cărți pe burtă. Așa. Și trebuie normal să... Mai pe spate, Răzvan? Așa. Expir, dar tot aerul afară. Următorul moment, ca atunci când se naște, Răzvan. Expir, așa. Și iar sunetul trebuie să iasă cât mai drept și fără urcușuri și coborâșuri. Ce sunet? Răzvan, nu ești un bun... Da, mai bine, Mărie și Mărioară. Am voce, nu-i de zonă, nu-i de zonă. Nu e? Ce este din zona mea voastră? Maramureș, plai cu flori. Și ariririri, dai, sau cum aveți alte... O să vă spună mai bine copiii. Haideți să ne spune și copii. Domnișorul Alexandru Cicioc. Ești solistă vocală? Da. Ai doar 10 ani? 11. 11? Doamna mi-a spus că are 10. Ei, se dă el de 11, dar... Vrei să par mai mare, nu? Sau n-ai reușit să-ți faci cont de Facebook și de asta spui 11 și să nu te prindă cei de la Facebook? Ba, am. Ai și cont de Facebook? Da. Ia să-mi spui și mie să te bag aici la prieteni, păi nu? Hai să ne spui cum ai intrat în această asociație, cum te-a descoperit doamna Dorina Pop, cum poți descrie experiența trăită până acum? Păi am început de la școală, mi-a fost învățătoare. Și la orele de muzică mă puneam să cânt. Și atunci a adus un profesor. Am făcut orele de muzică și am început să învăț cântecele. Cum? Am învățat și după aceea am luat la concursuri. Am învățat cum trebuie să respir, respirația corectă. Așa, și ce mi-ai învățat tu? Vocalize, tot felul de exerciții. Ia, fă-mi și mie o vocaliză, sunt curios. Nu pot, Iulia, nu, este prea, e prea greu. Nu cred că poți să faci, trebuie puțin exercițiu. Deci Răzvan mai dezamăgit. Sunt prea de dimineață. Tu care îți dorești atât de mult să devii un cântăreț. Este prea de dimineață și încă nu mi-am băut albușul. Este recomandat chiar? Se spune că dimineața să bei un albuș de ou? Da, și eu am auzit, dar sincer nu-mi place. Nu ați încercat? Și nu încerc. Mai bine prăjit, nu? Cu o șunculiță. Să fiert. Să vedem. Oricum ce este nativ, rămâne. Fără albuș, fără gălbenuș, fără nimic. Așa este. Deci talentul meu este din naștere. Să întrebăm și pe Anca, tu ai nevoie de ou? Mie nu-mi place. Eu nu beau ou sau așa ceva. Îl prefer fiert sau prăjit. Bun, spune-ne tu câți ani ai și de la cât ai început să cânti. Eu am 15 ani și la fel ca și Alexandru din clasele primare, am început și eu să cânt. De mică îmi plăcea muzica foarte mult, așa că părinții mei și bunicii mei au hotărât să urmez școala populară de artă Liviu Borlan din Baia Mare, canto clasic, canto popular, profesor Regoș Voichița, pe care doresc să o salut. O salutăm și noi, se uită la noi acum, de la Maramureș, de acolo. Da, de la Maramureș. Și vioară, domnul profesor Babici Gavril. Hai să vedem, tu acasă asculti și în mașină numai muzica populară? Nu, ascult toate genurile de muzică. Îți place, nu știu, Alexandra Stan, ai văzut că Luca Andenisa ne-a cântat? Da, îmi place. Deci îți place, deci abordezi toate stilurile. Da. Dar și cânti sau cânti doar muzica populară? Nu, și cânt. Și muzică populară și... Atunci te invităm să ne cânti melodia care ai venit astăzi la noi, da? Să ne spui ce melodie, după care ne cânti așa un pic, un refren, te gândești între timp. E ok? Da. Te invităm în picioare să ne cânti o muzică Anca Micuț, populară la Fiantenă. Din Baia Mare. Să ne spui și ce melodie. Trandafir cu trei crenguțe. Oh, am crezut că trandafir de la Moldova. Trandafir cu trei crenguța, fostuiamba de drăguța. Nu știu ce l-a apucat, că tare s-a supărat, de s-a dus și m-a lăsat, măi, măi. Du-te, badie, du-ce te-ai, unde-a sta apa să stai, unde-a sta apa să stai. Altă drăguță să n-ai, altă drăguță să n-ai, măi, măi.
drăguță ți-am fost eu, și la bine și la rău. Du-te ba din drumul tău, că mie nu-mi pare rău, că am altul în locul tău, măi, măi. Mai înalt, mai subțărel, parcă-i tras printr-un inel, de cu drag mă uit la el, măi, măi. Și te rugăm să iei loc și să mai stăm puțin de vorbă și colegul tău, cu Alexandru. Ție ce-ți place să cânti? Tot? Nu mai exclusiv muzică populară? Da. Da? Ai spus așa cu patos. Da, parcă ne-ai și blocat așa un pic. Deci da. Altă muzică, să înțeleg că nu mai ascult? Alte stiluri nu. Ascult. Ascult? A, dar ce? Ce asculti? Manele? Dar ce îți place? Nu manele. Nu manele? A, mă, că mai sunt frumoase și manele. Bine, câte una, două, trei. Mai Răzvan, cum reușești tu așa să scoți de la om tot? Nu, cu Manuel. Una, două, trei. Hai, că mai te duci tu cu prietenii, mai bei un pahar de suc. Da. N-ai voie. Nu, eu sunt curioasă, când te întâlnești cu prietenii tăi, ce fel de muzică ascultați? Mai mult house. House, ce? Ina. Păi și cum se îmbină house Van cu Diesel, muzica populară? E așa o diferență destul de mare, zic. Da. Este, nu? Bun, haide să nu mai prelungim așa prea mult vorba și să te invităm și pe tine să cânți. Poate mă înveți pe mine să dansez, ca să știi că nu prea știu. Alexandru Cicioc. Să întrebăm pe doamna Dorina Pop, cum vă simțiți aici la noi pe Meleaguri Dobrogene, mai exact la festivalul acesta al Tinereții? La mare, la soare. Nu este chiar o noutate pentru mine, pentru copii în schimb, da. Am 37 de ani de muncă la catedră și sigur că mi-a plăcut totdeauna munca extrașcolară și m-am ocupat de promovarea copiilor încă din tinerețe, pe toate domeniile, pe tot ce s-a putut face. Aș vrea totuși pentru Alex să vă spun eu premiile care le-a obținut, el fiind mai mic, mai emotiv. N-a fost emotiv deloc. Nu ni s-a părut. Eu că dacă băgam o manea, nu mai avea nicio emoție. Da, ai răzvan că exagerezi. Ești răutăcios. De un an și jumătate lucrează. Anul trecut a luat locul 3 la festivalul Ion Petreuș din Baia Mare, locul 2 la Onești la festivalul Artvox. Bravo. Iar anul acesta participăm la Muguri de Tezaur, la Baia Mare,
la spectacolul din luna septembrie, am luat preselecția și sperăm să ne prezentăm. Îți ținem pumnii, Alexandru. Să ne trimiți și nouă o poză pe pagina noastră de Facebook. Vă invităm acolo, la noi. O să încercăm cam greu și să dăm în direct de acolo, Iulia. Cam departe, dacă noi am venit până aici... Da. O să încercăm. O să venim și noi, cu siguranță. Vreau să știu dacă Anca s-a gândit la vreun refren, că nu te las. Muzica ușoară, house, dance. Muzica ușoară. Orice stil vrei tu, în afară de muzică populară. Ia să vedem. Ina, tu și eu ne vom... Nu influența, Răzvan. Lasă-mi. Ce vrei tu, ți-am dat un exemplu. Dragostea e tot ce rămâne după atâta vânt și ploi. Inima îmi spune că vom rămâne doar noi doi. Dragostea e tot ce rămâne, ea ne aduce înapoi și vindecă durerea ce ne leagă pe amândoi. Bravo, ai trecut-o, Pandra. Ai trecut-o, gata, e clar. Ce să mai... Doamna profesoară, dumneavoastră alte stiluri de muzică abordați? Da. Ce stil? Mi-e place foarte mult muzica ușoară veche. Anilor 70, 80, 90, Monica Angel, Elena Cârstea și așa mai departe. Îmi place foarte mult muzica religioasă, deci cânt ca și biserică. Răzvan, ca da. Și Răzvan, așa este. Am studiat și flautul și pianul. Și acum sunt profesor și la fanfară, pe care împreună cu asociația, noi avem o fanfară la Tăuții Măgherăuș și Alex cântă la... La ce cânt? Fast Fligon. Inițial era trompetă. Bas Fligon. Ah, Fast Fligon. Bas. Fligon. Este instrumentul acela mare încolocit, știți? Ah, dacă ați văzut vreo fanfară. La anul venim cu fanfara. Oh, să facem aici o petrecere de vie. Vă așteptăm cu drag. Este fanfară numai din copii. Sunt începători, dar deși începători, după 3 luni am reușit să ieșim cu ei, cu 2 piese... Sunt copii care nici n-au cunoscut instrumentele și totuși... Bun, haideți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. O să o rugăm din nou pe Anca să ne mai cânte o piesă, că ne apropiem încet, încet de final. Anca, sigur, te rog. Că da. Doru.
Bravo, bravo, Anca. Noi vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru, Fi Antena. Și noi vă mulțumim. Și dacă toți sunteți în domeniu, profesori și elevi, eu am făcut, de fapt nu, eu, colegii noștri au făcut un material despre prechizitele școlare. Școala mai are puțin și ne bate așa la ușă încet, încet. Așa că vă invit și pe dumneavoastră și pe telespectatori să urmărim un material, Constanța la pas, târg de rechizite. Vara este aproape de final, iar prima zi de școală bate la ușă. Pregătirea ghiozdanului poate fi o adevărată aventură pentru părinți și copii deopotrivă, dar stați liniștiți! La City Park Mall Constanța aveți cele mai bune prețuri la rechizite. În plus, la Tombola Back to School puteți câștiga zilnic o tabletă pentru copilul dumneavoastră. Ce ți-ai cumpărat? Da, un fener. Mi l aveți puțin terminat? Dacă se poate? Da. Și ce-ți pui în ea? Creioane pentru la școală. Am pe ce carte pe care și nu? Da, pe acea purul și vreau să văd despre ce este vorba. Ne zici nouă cum se numește? Generala cei mai nașpa din viața mea. City Park Mall a organizat și în acest an un nou târg de rechizite, astfel încât toți clienții noștri, părinții în principal, să poată oferi copiilor săi produse de calitate la prețuri foarte accesibile în prima zi de școală. Manuale, penare, caiete de orice tip, blocuri de desen, culori și plastelină, pe toate le găsiți la târgul de rechizite de la City Park Mall. Culegerile, creioanele speciale, genți cu diferiți eroi din desenele animate, alături de toate produsele necesare în prima zi de școală, pot fi cumpărate de la cele trei standuri special amenajate în mall. Bună ziua! Ce vă gândiți să cumpărați? Bună ziua! De toate pentru școală! Ce ai vrea să-ți cumpere, mamă? Păi mi-a luat tot ce mi-am dorit, nu mai am ce să-mi doresc. Cumpărături aici destule și mai avem de cumpărat. Și pentru că City Park Mall își apreciază clienții, cei care își fac cumpărăturile de la târgul de rechizite au șansa de a pleca acasă și cu o tabletă în ghiozdan alături de cărțile de școală. De asemenea, City Park Mall a organizat pentru clienții săi fideli și o tombolă ca de obicei Back to School. În acest an oferim în fiecare zi câte două tablete. Indiferent dacă micuțul dumneavoastră se pregătește de gimnaziu sau abia face primii pași pe drumul spre grădiniță, fiți sigur că va pleca de la City Park Mall cu ghiozdanul pregătit pentru prima zi de școală. Răzvan, cred că te-ai decis ce rechizite îți vei cumpăra pentru începerea noului an universitar. Da, mi-am cumpărat deja un pic, să-mi trebuie acel caietel Dictando. Nu știu, Răzvan. Pentru că acum învăț să scriu, mi-am cumpărat abecedarul pentru că acum învăț să citesc. Știi să citești, Răzvan? Încerc. Cam greu, dar încerc. Cam greu, dar foarte încerc. Foarte tare, foarte tare. Nu mai avem foarte mult timp din emisiune, dragii noștri. Haideți să vedem. Păi dacă vorbești mult, Răzvan, normal că se termină emisiunea imediat. Mult și prost, cred. Acum lăsăm telespectatorii să decidă. Poate să intre pe Facebook, să vedem. Haideți să vedem. Vorbește Răzvan, colegul meu, vorbește mult și prost sau mult și bine? Nu aș vrea să știu ce m-au de spus telespectatorii, că mi-e frică. Da, să știți că el e un băiat frumos, înalt, bine făcut. Foarte, foarte. Oho. Hai să începem cu voucherul de la City Park Mall. Iulia, te rog frumos, zi-mi un număr de la 1 la 36. Să zicem 19. Aoleu, cât mi-ai dat de numărat. Îmi pare 1, rău, 2, Răzvan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, zi, 9, mersi că nu ți-am spus 37. 15, 12, de fapt, 13, era mai simplu, 14, că era ultimul. 17, 18, 19. Bianca Niță a câștigat voucherul în valoare de 250 de lei. Mai departe, că nu mai avem foarte mult timp să extragem celălalt. Păi spunem, Răzvan. De la Festivalul Național al Cântecului Dansului Popular Românesc, de la 1 la 10. Păi să fie 10, ultimul. Lala, corect. Teatru de vară, să vezi, era răspunsul corect. Și ce mai avem? Școala UTO, de la 1 la 5. 3 vouchere, 3 numere. 3 numere. 3. George Răducan. 1. Denisa Bombonica. Și 4. Răzvan Dinu, au câștigat 3 vouchere. Cu 10% reducere, practic cu 1 milion din suma pe care ați plătit-o dacă vreți să urmați cursurile școlii auto. Iulia, eu am cam obosit, sincer. Nu mă plâng,
Am glumit, dragi telespectatori, ne simțim... obosit? Nu, niciodată. Chiar mă simt foarte bine în fiecare zi aici la FIA Antena, la Antena 1 Constanța. Să sperăm că și dumneavoastră vă simțiți bine alături de noi. Vă promitem că și mâine cu siguranță vom avea multă muzică, distracție, zâmbete și multă, multă bucurie. Să știți când vine, așa este, și când vine weekendul, Iulia, abia aștept să vin la muncă, să intru din nou în legătură directă, live cu telespectatorii. Haideți să nu mai plictisim răzvan telespectatorii. Da, vă mulțumim mult pentru atenție, vă pupăm, toate cele bune, ne vedem și mâine. Pa, pa! Pa. Sunteți gata? Da! Putem începe! Un, doi, trei, patru. Muzica. Cappuccini care... Deci s-a uitat urât la tine? Să vorbesc? Mulțumesc! Să încerce să-mi dea un croșeu de dreapta. Un croșeu? Un croșeu de dreapta. Să cântăm și să... Direct. Hai să flirtăm! 5, 6, 7, 8, now dance! Mi-ai demonstrat că nu există greutăți. Dacă vrei, în vreau sens? Să mă combat. X-Factor are nevoie de tine. Să auzim de cele bune. Ieși afară. Din 23 septembrie, în fiecare duminică, ai un show la 3X la Antena 1. Next Top Model by Cătălin Botezatu. Un nou sezon, mai strălucitor și mai incitant ca niciodată, în curând, la Antena 1. O mamă, o soacră și o verișoară, un tată, un copil și o cumnată, o soră și un bunic cu al său nepot, nepoata și nașul sau fina, colegul de birou, logodnica și prietenul din copilărie, nu contează exact cine. Genul programului, reality show, poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții, ori familia. Te place și mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura, departe de toată lumea rea. Nu mai pierd nicio secundă, nu, vreau să aud că mă iubești și tu. Așa, și v-am spus povestea așa. Dar foarte curând o nouă serie de concurenți se pregătește să le calce pe urme. Sâmbătă, pe 1 septembrie de la ora 14, ia startul un nou sezon spectaculos. Mireasă pentru fiul meu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Vreau să spun bună ziua concurenților. Bună și bună ziua dumneavoastră! Mai sunt două zile în care ne putem vedea cu ei, astăzi și mâine, după care, la revedere! Ați văzut și dumneavoastră acel teaser, cum îi spunem noi, care promovează începerea unui nou sezon de sâmbătă de la ora 14. L-am urmărit împreună și vreau să vă zic că atât cât a ținut el câteva secunde, a reușit să pună multă amărăciune în sufletul foștilor concurenți. Cum vă simțiți să vedeți că un nou sezon se pregătește să înceapă? Concurenți mult mai frumoși, mai talentați și mai puternici se pregătesc să le ia locul vechilor. Ei, asta n-avem de unde să știm, doamna Mirena, mai întâi să-i vedem și după aia. Oricum noi suntem cei mai tari, am spus asta. Da, bineînțeles. Vrem să vedem dacă sunt în stare să ajungă undeva mai sus în sufletele oamenilor de acasă, mai mult decât noi. Ați ocupat voi tot în sufletul oamenilor și acum nu mai e nimic pentru ei.
Acum vom vedea. Să vedem dacă i-ați adus și toți vor să facă circ, spectacol, show, sau să doarmă în duș, sau să se urce în copac, să vedem. Chiar cine știe ce ne mai așteaptă, Adriane? Noi voi râdeți, dar eu rămân aici. Dar ei o să fie mai buni. Mai bun, doamna Morioara, tot ce-i nou e bun. Acum, până la proba contrarie, știți cum e. Acum, eu trebuie să promovez și curioși. Să spun că, într-adevăr, ce n-am mai văzut mapamondul, se pregătește să intre sâmbătă de la ora 14. Sunt extrem de curioasă și ei cred că se uită acum acasă și ne urmăresc. Când n-am avut, v-am zis, o întâlnire de gradul zero, dar o vom avea împreună în direct de la ora 14 sâmbătă. Însă pregătirile sunt în toi, vă spuneam. Sunt, știți, toate fotografiile, toate rochiile, toate machiajele de pe lume, stiliști, hairstiliști, toată lumea lucrează de zor. Și sigur că voi acum, având doar două zile la dispoziție în care să vă luați la revedere de la cei ce v-au susținut un an de zile, simțiți așa amărăciunea despărțirii, chiar dacă vreți să-mi spuneți. Nu e adevărat, noi rămânem pe puși pe poziții, pentru că dacă ei nu sunt pregătiți încă să intre în casă, dacă nu sunt pregătiți să facă față tuturor provocărilor, noi suntem pregătiți încă să stăm alături de dumneavoastră. Wow! Aici a meritat aplauze! Bravo, bravo! Eu zic să vorbească numele ei. Adrian, tu nu mai vrei. Adrian e supărat, doamnelor și domnilor, pentru că lui s-a schimbat camera, tot cum mama a dormit. Adrian, ce să facem? Mai sunt două, Vă loc. Spun eu, aveți un număr de telefon la hotel, contactați și rezervați o altă cameră. Da, ai mare... Tu ai mare nevoie, înțeleg, de o cameră în care vrei să dormi singur. Pentru că musafirii care vin... Musafirii? De ce aici am vrut să ajung? Da, cine bate seara la portița mea? Cine bate seara la portița ta, Adrian? Susținătorii din București? Sau de... Da, susținătorii, doamna Mărăra, dacă e vorba de fani. De nu fani. Trebuie să vină până în cameră. Adică uite să vă că doresc. Dar nu e vorba cameră. De asta, doamna Mărăra. Este vorba de... Și sunt și susținătoare, cumva, care vor să vină să vadă, să viziteze camera lui Adrian? Neapărat, dar... Dacă dumneavoastră așa consideră... Ca să-i țină în picioare, nu-i în frumos. Fața hotelului, nu-i frumos. Și vreți să duceți în cameră? Da, că așa au dorit două persoane. Asta stăm de vorbă. Două persoane de gen feminin? Ei, asta e secret. Ei, păi dacă ne ziceți, o rezolvăm, să știm pentru ce să o rezolvăm. Dacă era, mulțumesc, o să rezolv eu și o să-mi rezerv eu o cameră. Dacă era, putea să rezolvați de ieri, dar nu s-a vrut. Adriane, te-ai roșit. Putea să rezolvați de ieri, dar nu s-a vrut. Să poate, da, noi poate. Nu vrem, noi nu vrem, nu. Noi suntem împotrivă ca tu să-ți găsești pe cineva. De fapt, ne-am luat de la început și de asta poate tu până acum... Adrian, dar, hai să fim rezonabili. E un număr de camere, vă dați seama că, uite, și Irina a dormit cu Andrada și înțeleg că Irina a dormit peste Andrada. Asta este, aplauze, ce să facem? Nu, invers, Andrada s-a dus peste Irina, că ar strânge pe cineva în brațe și a găsit-o pe Irina. Acum, asta este. Altfel, toată lumea a dormit bine. Ionuț primea un telefon aseară de la un prieten și îl întreba ce face Ionuț. Și eu îmi spune, uite, o alerg pe nevastă-mea prin cameră. Sună bine asta cu o alerg pe nevastă-mea prin cameră. Altfel, toată lumea e odihnită și e gata să înceapă emisiunea. Doamnelor și domnilor, vă anunț că puteți să trimiteți mesaje la 1272. Eu am aici foarte multe mesaje rămase de ieri și le vom citi astăzi pe toate, că avem timp și de la ora 14. Și să vă pregătiți să intrați și în legătură telefonică cu noi, 0720112655. Acum, vă spuneam că s-au prezentat foarte mulți concurenți dornici să intre în casa Mireasă pentru fiul meu și că astăzi vom încerca să... Mergem pe urmele caravanei, să vedem cu cine s-a întâlnit aceasta, ce oameni dornici să vin aici să cunoască fete și băieți am întâlnit și care dintre ei a reușit să treacă de această probă. Irina, vii de la mare? Da. Acum da. Acum da. Ce ai făcut pe la mare? Ai muncit? Am muncit o perioadă și o perioadă concediu. Și o perioadă de concediu. Te-ai întâlnit și cu... ai mei colegi, caravana. Că am văzut ieri în material. Da, da. Ați făcut înscriere? Și la Neptun și la... Dar nu am fost efectiv în caravan, am fost doar să mă întâlnesc cu ei și atât. Am înțeles. Uite că o să avem câteva materiale și cu Irina în caravană și cu cine s-a mai întâlnit ea dintre foștii concurenți. Dar până atunci vă spuneam încă de ieri că vrem să prezentăm anumiți oameni, posibili concurenți, care au venit în caravană și care au prezentat povestea lor, așa cum este ea, cu bune și cu rele. Sunt anumite cazuri, sunt oameni, sunt întâmplări de viață cât se poate de adevărate. Și tocmai de aceea vrem să-l cunoaștem pe unul dintre acești băieți. Se numește Cătălin Petrescu, un alt Cătălin.
Să vedem ce a avut el de spus și cum s-a prezentat el la casting, în primul material. Mireasă pentru fiul meu. De ce vrei să participi la acest concurs? Este o experiență care n-aș vrea să-i zic pas. Ce fel de caracter ai tu? Te poți descrie? Mă consider destul de sociabil, amuzant, încredere în sine, cu siguranță mă caracterizează. Din tot ce ai spus până acum, nu ne-ai mărturisit că vrei să te căsătorești, că ai o intenție de genul acesta? Nu am cu cine deocamdată, tocmai de asta n-am intenția să mă căsătoresc. Când voi avea cu cine și vom fi compatibili, cu siguranță îmi să vă spun că vreau să mă căsătoresc. Ce vârstă ai? 23, 24, fac în decembrie. Ocupația? Agent imobiliar. Locuiești cu familia? Da. Am locuit singur o perioadă de 3 ani, mai bine de 3 ani, 3 ani și 5 luni, undeva ceva de genul, aproape 3 ani și jumătate. M-am despărțit de fata cu care am fost. De ce v-ați despărțit? Nu ne-am mai potrivit. Relația a durat 5 ani și jumătate. Tot timpul a fost așa? Nu v-ai înțeles lucrurile astea după 5 ani de zile sau în ultimul an a fost așa? Undeva, nu, mai mult, mai bine de un an, aproape 2. Când ai avut ultima ta relație? Ultima relație secretă a fost ultima care s-a terminat pe 28 august 2019. Ce-ți dorești tu în viață? Doresc să fiu un om de succes pentru, în primul rând, pentru fica mea. Când s-a născut a fost o motivație în plus pentru mine. Ai o fetiță? Da. Ce vârstă are? 3 ani. Cu cine locuiește fetița? Cu mine, și cu mine și cu mama ei. Mai mult cu mine. Tu ai fost căsătorit? Nu, n-am fost căsătorit. Dar custodia cine o are? Nu am fost în tribunal, ne-am înțeles ca doi oameni raționali și cu moralitate. Cine va avea grijă de fetiță când vei fi tu în concurs? Mama ei și mama mea. Dar știi că acest concurs durează un an de zile. Este da, normal știu. Să-ți lași fetiță un an de zile? Nu este normal să fac asta. Tocmai vorbeam cu o domnișoară care îmi spunea că aș putea să spun că vreau să o văd odată la nu știu cât timp. Nu există o astfel de regulă. Nu există. Atunci nu aș putea să particip la acest concurs. Îți mulțumim frumos. Vă mulțumesc și eu pentru timpul ăla. La revedere. La revedere. Mireasă pentru fiul meu. Acesta este unul dintre băieții care au dorit să intre în competiție. Vedeți însă că anumite lucruri cât se poate de serioase legate de viața lor privată, de obligațiile pe care le au, împiedică participarea lor în competiție și auzeam fetele vorbind pe timpul materialului. Despre ce vorbeați? Mi-am dat seama că nu poate intra în competiție cât timp l-am văzut. Că deci trebuia să fie o surpriză. Că nu dădeați imagini cu cei care urmau să intre în casă. Cum vi s-a părut, Cătălin? Un băiat serios. Credeți că intra Adrian? Crezi că acest Cătălin era unul dintre cei care intrau pentru a face circ sau show, cum ai spus la început, sau intra cu intenții serioase? Cu intenții serioase atâta timp cât avea 24 de ani. Atâta timp cât de acasă nu pleci cu gândul, dom'le, dacă emisiunea asta se cheamă Mireasa pentru fiul meu, puteam să-i dăm alt nume, Rătăciți în Panama, sau care au emisiuni de alt gen. Scrie Mireasă pentru fiul meu, clar, atunci a trebuit să vii cu scopul că vrei într-adevăr să pleci de acasă să te măriți sau să te căsătorești. Dacă cum tu vii la casting el? Și spui că nu vreau să mă căsătoresc nici acum, nici peste 5 ani sau nu sunt pregătită să fac pasul ăsta, atunci nu ai ce căuta aici din prima, din cum start. Cum s-a părut el? Încă nu cred că știa ce vrea, cu adevărat. Poftim? Încă nu cred că știa ceva cu adevărat. Adică nu știa ce vrea. Exact, ce vrea cu adevărat. Fetelor, pentru voi ar fi fost un impediment ca un băiat de care vă place, de care vă simțiți atrase, să spun așa. L-ați văzut pe Cătălin, un băiat drăguț, vorbea bine, dar are acasă o fetiță de care are grijă. Ar fi fost... Să-i trăiască. Ar fi fost un impediment pentru voi acest lucru, faptul că are obligații și că e tătic? Sincer. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să judecăm oamenii pentru asta. Adică acel copil este nevinovat că
a ajuns în situația în care a ajuns și nu sunt alături ambii părinți împreună, dar cu siguranță el cred că ar fi făcut acest pas mai mult pentru acel copil al lui, ca să-i fie mai bine, să aibă părinții alături. Dar nu știu, dacă el ar fi rezistat să nu-ți vadă copilul un an de zile. Tocmai de acest motiv nu intră, deoarece nu poate rezista. Aici nu are niciun... I-ar fi fost mult prea greu, dar cu siguranță eu cred că ar fi făcut acest pas mai mult pentru binele copilului lui. Crezi că voia să-și caute pentru el o iubită și pe cineva care să-i întregească viața asta de familie? Da. Da, sigur are lipsul acesta și se gândește că nu este bine să fie el singur, să crească un copil singur, pentru că este foarte dificil pentru un copil să trăiască doar cu un părinte. Vrând nevrând nu poți să-i oferi chiar toată afecțiunea posibilă și o mamă întotdeauna umple sufletul unui copil. Andrada și Irina, că și voi sunteți singurele acum, ar fi fost un impediment pentru voi să vă îndrăgostiți sau să vă doriți o relație de lungă durată cu acest Cătălin, de exemplu, știind că el nu este doar soțul sau iubitul vostru, este și tatăl unui copil care nu e al vostru? Eu una nu m-am pus niciodată în această situație să... Deși am prietene care trăiesc cu așa băieți, dar eu, sincer, nu m-aș vedea lângă... Tu, Andrada? Nu știu ce să zic, nu m-am gândit niciodată la acest lucru, dar... Nu știu, cred că pentru un copil cel mai bine și lucru care l-ar face cel mai fericit ar trebui să fie mama lui lângă el și nu altă persoană. Lumea vom continua discuția și vom merge în caravană, dar după publicitate. Mireasă pentru fiul meu. Fiecare femeie poate cuceri dintr-o singură privire cu noua mascara Superdrama. Aplicator revoluționar cu perii în formă de evantai. Formulă cu efect dublu, volum și alungire, efect de impact. Noua mascara Superdrama, doar de la Avon. Sunați acum reprezentantul Avon. Tati, o să-ți arăt cum să mănânci un biscuit Oreo. Atenție, e foarte complicat. A. Mai întâi îl răsucești, apoi lingi crema. Tu nu ești obligat să zici Dar eu nu apărat ține. Îl bagi în lapte și îl mănânci. Poți să încerc? Nu. Dar de ce? Nu cred că ești pregătit încă. Întreaga lume sărbătorește 100 de ani de Oreo. Vine toamna! Ura! Abia aștept să mă revăd cu prietenii mei de la școală. Dar înainte să sune clopoțelul, trebuie să dăm o fugă până la Lidl pentru pantalon sport pentru băieți la doar 16,99 lei, leggings la 19,99 lei și două bluze la 24,99 lei. Lidl ne pregătește pentru școală. Joia, toată România merge la Lidl. Noile geluri de duș Palmolive Orient Rituel. Vechile tradiții orientale ale armoniei și relaxării inspiră un nou ritual pentru trup și suflet. E mai mult decât un simplu duș. E sanctuarul tău. Noua gamă Palmolive Orient Rituel. Sanctuarul tău de relaxare. Lanțul slăbiciunilor începe cu un SMS la 1718. Codul unic este pe interiorul ambalajului de Kinder Bueno, iar tentația e mare. Câștigi o poșetă de lux și porți mai multe. Pleci în vacanță în Europa? Profită de cea mai tare ofertă de roaming! Acum la Cosmotel îți poți folosi minutele naționale și în străinătate, iar oferta excelentă de net în roaming te lasă să navighezi relaxat. Așa că pentru ofertele de roaming, sună la 1234! Hei! Cum a fost în vacanță? Minunat! Dar s-a terminat. Uite ceva ce o să vină de spună. E Bonox cu parfum de liliac. Bonox, parfumul înghietor de liliac de care te bucuri tot anul. Distracția continuă la Veneția. Reîncarcă-ți acum cartela Orange Prepay și poți câștiga o excursie de vis în orașul gondolelor sau unul din miile de alte premii pe care ți le-am pregătit. Zilnic, 8 femei mor de cancer la sân în România.
În lume, programele naționale de depistare precoce a cancerului la sân duc la scăderea mortalității cu până la 40%. În România însă, anul trecut, doar 7 din 1000 de femei au avut acces la investigații gratuite. Anul acesta, în campania pentru sănătatea sânilor, lansăm cel mai amplu program de depistare precoce a cancerului la sân. Programează-te acum la control și află că ești bine. Intră pe stopcancerlasan.ro. Înscrie-te în program. Lucrezi în industria de prelucrare a lemnului? Atunci nu rata întâlnirea celor mai importanti distribuitori de utilaje, care va avea loc la Roma Aerobăneasa între 19 și 23 septembrie. Vino la Salonul Internațional de Mobile, Echipamente și Accesorii să descoperi cele mai recente echipamente, precum și soluții complete pentru dezvoltarea companiei tale. În plus, poți participa la tombola specialistului, la care marele premiu este un fierăstrău circular cu masă mobilă de formatizat în valoare de 10.000 de euro. Intră pe simexpo.ro pentru mai multe detalii. Sim, soluția ideală pentru afacerea ta. 19-23 septembrie, Roma Aerobăneasa. Un eveniment organizat de Asociația a producătorilor de mobilă din România și Euroexpo. Toamna se numără banii. Fii gata pentru singurul concurs de cultură generală în care încep cu premiul maxim de 100.000 de euro. Dă răspunsul corect, altfel miza dispare într-o secundă. Punem preț pe inteligență. 100.000 de euro. Banii jos. În curând, la Antena 1. Ei, Dumnezeu mamii lui! Ba per mâti! Nou. Acum ai Artro Efervescent pentru absorpție rapidă. Singura formulă elvețiană completă și optim dozată. Artro Efervescent. Repară articulațiile, controlează durerea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sunt clipe în care dorești să vorbești din suflet. Raffaello, mai presus de cuvinte. Ce mai face familia Petrescu? Într-o zi, prietenilor au venit în vizită. Cine curăță mai mulți cartofi? Eu! Dar cine mănâncă mai multe frigărui? Eu! Și cine spală mai multe farfurii? Cum cine? Ai vreo îndoială? Fairy mă va ajuta să câștig, chiar dacă tu folosești un detergent de vase cunoscut cu formulă îmbunătățită. Tata știa că Fairy spală mai multe farfurii decât orice alt detergent de vase din România. Eu am spălat mai multe. Pentru că Fairy durează mai mult. Fairy, detergentul de vase din România care durează cel mai mult. Lasă-mi mesajul tău pe smileydelivery.ro și dacă îmi place, o să spăla ca și ție ce iese. Până atunci, uite ce ți-am mai pregătit. Prinde oferta Cosmotec cu cele mai multe beneficii de pe piață. Cu numai 5 euro ai 2000 de minute și SMS-uri în rețea, 2000 de minute în Rom Telecom, 100 de minute și SMS-uri naționale și 25 MB internet pe mobil. Iar pentru doar 1 euro în plus primești încă 125 MB internet pe mobil și 20 de minute internaționale și pe mobil. Sună la 1234. Cosmotec, lumea noastră ești tu. Toamna se numără banii. Fii gata pentru singurul concurs de cultură generală în care încep cu premiul maxim de 100.000 de euro. Dă răspunsul corect, altfel miza dispare într-o secundă. Punem preț pe inteligență. 100.000 de euro. Banii jos. În curând, la Antena 1. Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Dar în curând, noi concurenți se pregătesc să intre în reality show-ul care le va schimba viețile. Sâmbătă, 1 septembrie, de la ora 2 după amiaza, pregătește-te să-i cunoști. Începe un nou sezon mireasă pentru fiul meu la Antena 1. Băi, dar ce mai nervează nuția asta? Și ne le-am asta la o parte. Noi un edus de la mișto făcută. Zici că din Turcii. Dar că discutăm noi altfel. Alo! Alo-ți? Va reuși Ana Maria să o ierte pe nuții? L-am căutat, nu știam unde sunteți. Urmărește Prodanga și Reghe, aventura americană, astăzi de la 20:20 la Antena 1. Pregătește-te pentru o întâlnire de mare clasă. Tina Turner și Regina Angliei, duminică seara la Antena 1. Fiecare mască ascunde o poveste. Măști celebre și vedete. Demascarea, duminică de la 20:20 la Antena 1. See my face in light, all my name and make it found down the Broadway. Eu propun să votez.
Nu știu voi. Even if it only seems I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made out. There's nothing you can do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Here with full new. Departe. Felicitări! Să înceapă muzica X Factor. Din 23 septembrie, în fiecare duminică, ai un show la Puterea X la Antena 1. Mireasă pentru fiul meu. Continuăm discuția, rămăsesem la acel băiat Cătălin care a venit la casting și care n-a mai putut participa din cauza faptului că nu îi se putea permite, conform regulamentului, să iasă din când în când din casă și să meargă să-și vadă fetița care locuia cu el și cu mama lui. Acum, fetelor, voi spuneți că un copil are nevoie de mama lui. E clar. Dar asta înseamnă că domnul Cătălin nu mai are dreptul să-și refacă viața dacă are un copil? Da. Ba, sigur, este normal să-și refacă viața. Și atunci eu vă întreb pe voi, de exemplu, voi, personal, n-ați putea să aveți o relație cu un băiat ca și Cătălin pentru că ar fi o responsabilitate și pentru voi, copilul lui? Nu este vorba, eu în general nu fug de responsabilități, dar nu știu dacă aș fi pregătită și aș fi potrivită pentru a face față, să mă descurc, să îi fiu pe plac, să... Nu știu dacă ar putea să mă iubească sau să țină la mine cum ar ține la mama lui. Este normal, probabil. Dar ai idei preconcepute sau aștept să vezi dacă într-adevăr se va întâmpla să te îndrăgostești de un băiat având aceeași situație și dacă te place copilul? Asta rămâne de văzut. Nu știu ce s-ar întâmpla. Nu am idei preconcepute. Asta a fost să fie. Nu a avut noroc el. Nu înseamnă că trebuie să... ca toate fetele să tuturor să le fie teamă să încerce cu un băiat ca și Cătălin, cu situația lui. Vreau să-mi spuneți drept acum. Pentru voi a contat, de exemplu, că unul dintre concurenți în speța Adrian a trecut printr-un divorț și că are acest, să zic așa, între ghilimele, eșec, pentru că e practic un eșec în căsătorie. A contat pentru voi? Nu, la mine, eu consider că în viață nu trebuie să conteze acest lucru, nu ține de noi, fiecare poate avea neșansa asta, nu știm ce ni se întâmplă în viață. Dar v-ați uitat cu alți ochi la Adrian tocmai pentru că știți că el a trecut printr-o experiență de genul acesta? Nu, eu vorbesc în general, nu discut despre Adrian, în general nu trebuie să ne speriem de un astfel de caz. Este o foaie de hârtie în fond și la urma urmei. Poți să ai o relație cum a avut Cătălin de 3 ani și a rezultat un copil sau de 5 ani și nici măcar nu a fost căsătorit. Poți să fii căsătorit, poți să nu ai un copil, dacă ai și un copil, vă dați seama, mult mai greu. Trebuie să recunoaștem, nu avem cum să nu spunem lucrul ăsta. Pentru că șansele sunt mult mai mici față de o persoană, să spun așa, care nu ar avea copil. Nu că e preconceput, dar vorbim la general. Tu ai putea, Adrian, să accepți o fată care are un copil dintr-o relație anterioară? Știu, aici sunt mai multe probabilități. Gen, trebuie copilul ăla să te cunoască, să te placă. E vorba și de vârstă, dacă ești înaintat în vârstă, și ai copii mari de 14 ani, 10 ani, atunci deja se schimbă problema. În bine sau în rău? Pentru că intervine și el, cât te place de mult, cât nu te place. Și atunci și persoana de lângă tine ia o altă decizie. Cu cât e copilul mai mic, cu atâta sunt mai mari șanse. Cu cât e mai mare, sau mă rog, lucrurile astea se discută de la caz la caz, în speță. Dar v-am spus, el, după cum am văzut, nici nu știa cu cine ar putea sta copilul. Deci nu a fost bătut în cuie. Cred că acolo,
trebuie să fii hotărât, să știi exact, dom'le, asta sunt, ăsta sunt, asta fac sau chestii de genul ăsta. Nu avea nimic stabilit. Din punctul ăsta de vedere am spus că... Sunt cazuri de viață și, din păcate, sunt foarte, foarte dese pentru că, iată, copiii rezultă din niște relații, nu întotdeauna părinților rămân împreună, ei sunt tineri și, pe de altă parte, trebuie să-și refacă fiecare viața. Și pentru mama acestui copil e o responsabilitate în plus și ea caută să își găsească jumătatea și Cătălin la fel. Se poate întâmpla. Până la urmă e un reality show, un reality show matrimonial care ați văzut că se poate încheia cu o căsătorie. O căsătorie ce, nu, pecetluiește soarta celor doi pe viață și ne dorim să fie așa. Și sigur că trebuie scluate în calcul toate aceste variante. Bine, s-a întâmplat pe parcursul celor 6 sezoane să vină în general tineri de 20, 21 de ani, 22, care nu prea au avut timp să treacă prin eșecuri și să aibă, știu eu, copii, dar se poate întâmpla. Până la urmă, această emisiune nu este adresată tinerilor de 20 de ani neapărat, ci și celor mai maturi, care... Uite că pot avea unele obligații. Adică pentru noi nu era un impediment că acest concurent are un copil. E un fapt de viață, se întâmplă. Însă pentru el putea să fie la un moment dat, și cred eu că de foarte curând, din momentul în care el intra în competiție, un impediment această emisiune ca să poată țină legătura cu fetița lui. Și atunci erau doi oameni nefericiți, și fetița și el. Bun, vreau să mergem mai departe și să vedem pe unde a mai poposit caravana, pentru că ea s-a lăfăit la mare și a ajuns și la Neptun, iar acolo s-a întâlnit și cu Irinuca. Ce a avut de declarat Irinuca la data aceea, vedem în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. De joi am stat cu Alexandru Poie la mare. Alexandru? Da. Ce mai face Alexandru? Da, prostia mea a fost că m-am întâlnit și cu Cătălin și a acaparat toată atenția din mine, am uitat. Păi te-ai întâlnit și cu Alexandru și cu Cătălin în același timp? Da. Și cui a acaparat atenția ție? Nu, lui. Cătălin, lui Alexandru. Înțeles. Eu ziceam, hai la plimbare, Alexandru, nu am timp. Zicea Cătălin, hai să mergem la plimbare. Cum să nu, am ieșit ca băieții, vedete. E pelea cu ei. Este și la mare? Se întorc. Cătălin e în Constanța și Alexandru s-a spus la Galați și se întoarce. Ne-am văzut și noi exact după 7 luni. Deci pe prima 10, oară, când vă vedeți? Da. El a calculat că eu pe mine și m-a interesat. Să știi că ne-am mai văzut 7 luni? E ceva dacă un bărbat ține cont de... Asta știam și eu, dar nu prea arată. Daniela vine și ea mâine, sau poi mâine la mare. Da, păi noroc de mine că i-am unit altfel. L-a sunat pe Alexandru. I-am zis, păi vezi că treci prin Galați. Mi-a zis că nu ne întâlnim, că n-are timp, că nu știu ce. Și exact când am ajuns în Galați, în parcare, la reclamă. M-a sunat și ia zis, unde ești? Păi sunt în Galați. Hai așteaptă-mă că într-o oră vin și eu. Trebuia zic, mai bine nu ne întâlnim, că iar supăr acum. Nu arăt, da, eu supăr. Se gânde la Alexandru, nu? Așa, deja ieri după ce ne-am despărțit, mă gândeam că, băi, așa, așa. Acela sentimente că de pe mine. Vreau să-ți mă păr din cap. Mireasă pentru fiul meu. Să dați, vă rog, un prim plan pe Irina. Ce, Irina, ce? Te-a luat gura pe dinainte? O să zic la mulți ani. Alexandru! Alexandra! Da, vreau Alexandra să spune noastră. Și noi. Alexandrilor din toată țara și Alexandrilor, la mulți ani astăzi de Sfântul mulțumim. Alexandru. Multe mulțumim, bucurii! Mulțumim, de fapt. Numele. Și eu vreau să-i spun nepoțelei mele, Alexia, și eu părului meu. La mulți ani, Veri. Alexia. Și eu, Alexandrei, care este în fața mea, la mulți ani. Mulțumim. Fratelui meu, nepoatei mele, Alexandra din Sibiu și... tuturor celor care poartă numele de Alexandru și Alexandra. Toți cei care au în familie un Alexandru sunt așteptați aici la Ștefănești să aducă bomboane și torturi, iar Alexandra a venit cu un tort de biscuit super pe care nu mai știe să-l facă. L-ai făcut aseară la hotel, nu? Da. Da, abia așteptăm să ne înfructăm din el, deci super frumos, așa să țin numai sărbători. Spune-te-l frumos, Irina, ai fostului tău iubit, Alexandru, la mulți ani, că așa e frumos, adică păi o relație trece, dar respectul rămâne. I-am spus și azi dimineață și m-a întrebat ce. L-ai sunat, l-ai trezit din somnic? Nu, i-am dat un mesaj. I-a zis Alexandru, iubitul meu, la mulți ani și el nu știa că e ziua lui? Nu, că nu știa. Na, probabil nu ține. Probabil nu ține. Dar tu ții, văd, asta e important, că tu ții. Păi mai am și un frate la mulți ani, Alex. Și... mai am și un frate la mulți ani, Alex. Da. Bun, Irinuca, hai să revenim puțin. Zic că nu știam că sunt filmată și povesteam cu Andrei, chiar vreau să-l notăm. Cum, tu nu știai că ești filmată? Nu, tu n-ai văzut camera acolo? Degajată. Nici nu m-am gândit că o să dăm. Nu, știi că noi nu dăm. Adică noi, în general, filmăm așa, să le ținem pentru noi, le luăm acasă, să ne uităm în timpul liber.
Dar am zis numai minciuni, pot să vă zic că au fost numai minciuni. Sunt convinsă. Deci ce ai zis tu? Că ai suferit, te-ai dus prin Galați, ți-e părea rău că vă întâlniți, că iar sufereai. Hai, spune tot. Da. Spune tot. Ți s-a dus din inimă de tot, Alexandru? Hai, spune drept. Nu mi s-a dus. După 7 luni de zile? 8. Au trecut 8. Acum își face banul. Acum își face țarul. Deci după 8 luni de zile în care voi nu v-ați mai văzut, bine, v-ați văzut atunci la mare după 7 luni, totuși a rămas ceva acolo în sufletul tău pentru Alexandru? Din păcate sau din fericire, da. Dar ce-a făcut băiatul ăsta? Că te-a sărutat de câteva ori în casă aici. Nu știu să vă spun, chiar încerc eu să-mi găsesc un răspuns și nu reușesc. Deși nu i-am zis lui, da, într-adevăr, ești acolo în sufletul meu, acum n-a aflat. Da, voi ați avut o relație sau nu știu cum să te întreb? Când v-ați întâlnit voi la mare, de joi până azi, cum ai zis tu, v-ați mai întâlnit, ați avut o relație? Am stat de vorbă și cam atât. Nu pot să zic că o relație, da, mai vorbit despre noi, despre ce urmează să ni se întâmple și așa. Dar nu lucruri concrete, da, o să fim împreună, o să facem. Dar cum l-ai simțit tu pe el? Distant și indiferent față de tine sau orgolios, încăpățânat, care nu vrea să arate, dar totuși ceva are pentru tine? Cum l-ai simțit? Da, cred că mai mult orgolios și nu vrea să arate. Dar i-a fost frică să se îndrăgostească? Ce drept și mie, mi-a fost frică să arăt ceea ce simt. De ce? Probabil de teama unui refuz sau chiar nu știu cum să... Dar tu ce căuta prin Galați așa? Păi mergeam la mare și l-am anunțat că trec prin Galați. Da, e Urziceni, Galați, Constanța, așa, nu. Asta e noua autostradă. E cel mai scurt drum, de fapt. Piatra Neamț, Galați, Buzău și Constanța. Ce rută e asta? Doamne, ce rută e asta? Păi Doamne, bine că nu stă Alexandru în Oradea, că altfel făceai Piatra Neamț, Oradea, Constanța, ca să ajungi la mare. Doamne, bine că păi nu, chiar că prin Galați merge, deci nu... Da? Da. Bine, cel mai scurt drum e prin Bacău, dar dacă tu vrei prin Galați acum, eu nu pot să spun ție pe unde să mergi. Bun, deci v-ați întâlnit, ceva există, dar vezi că trece vara, cine știe când vă mai vedeți? Cum faceți? Nici nu știu dacă o să mai răspundă la telefon după emisiunea asta, dar o să vedem. N-ați stat nici măcar la aceeași masă, la finală, de ce? Pentru că nu ne-ați pus la aceeași masă. A, da? Da. Și nu ați putut să faceți schimb acolo de locuri? Păi nu, că ni s-a spus să nu ne mutăm și nici nu prea mai... Dar ați vorbit la finală? Foarte puțin. Și asta din ce cauză? Că ați stat la mese diferite sau că n-ați avut voi multe să vă spuneți? Nu, vorbisem și la telefon, oricum înainte. Eu nu știam că vine, nu mai l-am văzut aici. Deci nu știai că vine? Nu. El știa că vii tu? Da. Păi de-aia a venit. Am vrut să-ți fac o surpriză. Alexandru, lasă orgoliile și încăpățânările și nu te supera pe fata asta că a spus și pe material și indirect că te place. I-ai rămas în suflet, fii mândru de asta și încearcă să îi răspunzi. Nu te supăra pe ea, sună după emisiune și alintă-o. De ziua ta. Până atunci mergem în platoul Observatorului pentru cele mai importante știri ale orei 13. Oana Frigescu are detalii. Bună ziua, Oana! Bună, Mirela! Iată cu ce subiecte vă aștept începând cu ora 13 la Observator. Un adolescent de 16 ani este bănuit că ar fi violat o copilă de numai 5 ani în timp ce se afla în vizită la un bunic. Un bărbat din Neamț le-a dat foc fiicei și soacrei lui și le-a încuiat în casă. Flăcările l-au cuprins însă și pe el. Și suspectul în cazul crimei studentei japoneze provine dintr-o familie cu antecedente periculoase. Vărul lui este închis pe viață după ce a omorât 3 oameni într-o singură noapte. Cu acestea, dar și cu alte subiecte interesante, vă aștept peste câteva minute la Observator. Până atunci, Mirela, din nou la voi. Mulțumim foarte mult, Oana, suntem cu voi. Te-ai întâlnit, Irina, nu doar cu Alexandru, ci și cu domnul Cătălin. Înțeleg că întâlnirea dintre cei doi te-a lăsat pe tine cu buza umflată. De ce? Am fost eu răutăcioasă, nu neapărat că... Adică ei doi aveau multe de vorbit. Tu ai rămas cam în spate. Tu mergeai în urma lor, nu? Cam așa ceva. Ce ți-a trebuit să-i chem pe amândoi odată? Păi eu nu știam. Chiar mi-a zis mama, vezi Cătălin, și l-am anunțat pe Alexandru. A fost, l-am luat și... Na, Cătălin și Alexandru cum s-au înțeles? Foarte bine. Au rămas prieteni ei, nu? Păi ei se sună, își dau mesaje. Da. Da. Eu sunt convinsă că Alexandru te place și tu îl place, dar nu știu de ce vă feriți. Hai, poate aflăm după publicitate. Rămâneți lângă noi.
Mireasă pentru fiul meu. Noaptea își dezvăluie magia în noul balsam de rufe Semana. Descoperă secretul florilor aromate ale nopții. Atingerea delicată și parfumurile încântătoare. Colecția strălucitoare de la Semana. Semana Perfumes of Night, parfumul magic al nopții. Vapor, părul meu primește o îngrijire intensă și îl simt atât de ușor, pentru că aici au produse profesionale. Nou, Sios Silicon Free. Nu conține silicon și nu îngreunează firul de păr. Și mai mult, îl găsești în magazine. Nou, Sios Silicon Free. Îngrijire profesională, accesibilă. La mulți ani, Sios! Sărbătorim 3 ani cu un preț aniversar de 9,99 RON. Tehnologia explicată de Buzdugan, căruia i-a fost explicată de Germanos. Rețelele de socializare sunt locurile de unde poți afla totul despre prieteni și dușmani. Vreau să știe lumea despre mine că iubesc cărțile. Postez o poză pe net cu noile mele căști așezate întâmplător pe asta. Și acum, la treabă. 101, 102, 103. Vino la Germanos și ia-ți un smartphone Samsung Dual SIM cu care să le arăți prietenilor și nu numai cât de cult și amuzant ești. Alege-l pe oricare dintre ele la un super preț, alături de un abonament Cosmote accesibil. Și ți se explică pe românește orice vrei să știi. Germanos. Te conectează cu tehnologia. Prepararea unei tocănițe gustoase este precum dansul. Trebuie să cunoști toți pașii, cele mai bune ingrediente și la final, cel mai important pas. Delicat! Un condiment ideal care îmbogățește gustul de legume al felului principal. Delicat, perfect pentru tocăniță. Acum cu un gust mai puțin sărat. Nou, acum ai Artro Efervescent plus calciu pentru întărirea sistemului osos. Singura formulă elvețiană completă și optim dozată. Artro Efervescent repară articulațiile, controlează durerea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acum, masa desăvârșită îți aduce casa mult dorită. Trimite codul promoțional de pe orice pachet delicat și poți câștiga premii zilnice și săptămânale sau o casă la țară cu grădină de legume. Într-o dacă e fericită, viața trece numărând surprizele. Se dor de rege? Rău, mi-e foarte, foarte dor. Nu pierde un nou episod dintr-un reality show la bine și la rău. Prodanca și Reghe, aventura americană. Astăzi de la 20:20 la Antena 1. Îți place să alegi un vin bun asortat cu fiecare masă pe care o savurezi și vrei ca alegerea vinului să aducă rafinament și distincție momentului. Dar dacă ai putea să asortezi și o rețetă de pâine specială la fiecare masă, în funcție de specificul ei, o rețetă sănătoasă. Vorbim așadar de ingrediente de cea mai bună calitate nutrițională. Grâul spelta are un conținut mai ridicat de proteine, acizi grași esențiali omega-3 și omega-6 și fibre alimentare pentru detoxifierea organismului. Poți acum să alegi din 8 sortimente de pâine cu caracteristici și gusturi diferite care îți vor aduce satisfacții culinare zilnice. Savoria sănătoasă și gustoasă. Graphic Learning Explorer. Artă fotografică. Scriere creativă. Pictură, ilustrație de carte, origami, limba engleză. Concursuri și spectacole dintre cele mai variate. Toate acestea se întâmplă vara aceasta în Grădina Valorilor Românești. Un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României cu sprijinul primăriei sectorului 4. Pentru programul zilnic, intrați pe www.fundatiadanvoiculescu.ro. Îți dorești curățenie igienică cu fiecare jet de apă? Acum există un mod mai ușor. Noul Breath Power Activ, cu biluțe albe cu clor și biluțe roșii parfumate. Fiecare jet de apă aduce curățenie igienică și un parfum proaspăt. Mereu curată și împrospătată. Noul Breath Power Activ, pentru protecție igienică. Bine ai venit în lumea exploratorilor spațiali! Ce-i asta? Ce-i asta? O ciupercă magică! Busola a luat-o razna. Ia uite câte sunt! Avem treabă! Haide să luăm probe și să le analizăm! Dați-vă la o parte, fac măsurători! A fost o sesiune de cercetare plină de surprize! Aventurează-te în cosmos împreună cu exploratorii spațiali din Kinder Surprise! Vino pe povesteakindersurprise.ro să-i cunoști pe membrii echipajului! Cei mai tari părinți vin mereu acasă cu o poveste frumoasă! Rexona a invitat câteva femei să poartă o brățară cu clopoței, ca ele să-și audă fiecare mișcare. Și se mișcă mai mult decât au crezut.
Descoperă noul Rexona cu tehnologia Motion Sense. Singurul antiperspirant care eliberează prospețime întreaga zi, la fiecare mișcare. Te miști mai mult, ești mai protejată cu cea mai de durată protecție Rexona de până acum. Noul Rexona. Nu te lasă la greu. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de lichide. Nu mai avem mult și trebuie să mai vedem câteva materiale, dar înainte de toate, Irinuca, cu cine ai vorbit în pauză? Am vorbit cu mama. Săraca, ce a zis? A zis că bine că știe acum ce simt. Da, dacă n-am avut curaj să-i spun. Dar mama ta te-a încurajat să-i spui lui Alexandru ce simt? Sau da, ea mi-a zis tot timpul să-i spun. Eram hotărâtă să-i dau un mesaj într-o zi să-i spun. Da. Zic că l-ai dat în direct acum. Chiar așa. Nu că... Și s-a bucurat mama ta că i-ai zis? Da, bine, este indiferent dacă o să fiu cu el sau nu, da? Asta e, acum știe chiar ce m-a deranjat și ce a fost ok. Irina a cerut pe timpul pauzei să-l sunăm pe Alexandru și să-l invităm mâine în emisiune. Și ar dori, dacă se poate, să vină din seara asta Alexandru să-l cazăm cu ea în cameră. Și mă expediază pe mine. Păi n-ai ce să faci, pe tine... Unde? Nu știu. Eu unde mă sun? Nu știu. Dar la recepție. Edina e singur. La cine? Cu Edina? A, nu, nu știu, nu. Edina e singură. Adrian. Nu, păi la Edina se duce Adrian și de ce îmi bate treapă pe ora? Păi n-ai zis tu că... Păi treapă pe ora, lăsa. N-ai zis tu că... Nu, i-am cerut o cameră, nu am cerut. Adrian. Hai să, că o să creadă lumea acum că nu știu ce face. Noi vrem să vă sabotăm viețile private. Deci, obligația noastră este să vă dăm un loc confortabil în care să dormiți, da? Nu să asigurăm cuibușor de nebunii, nici loc de vizite ferești. Pentru musafiri. Deci, hai să nu ne înțelegem greșit, să nu depășim anumite limite. Sunteți bine, sănătoși, ne facem datoria față de voi, dar vizitele de curtoazie și de alte natură, în viața voastră, după dar această competiție. Asta haideți a fost să o glumă cu vizite și cu... pentru că așa s-a... Am înțeles. Edina stă singură, poate doamna Morera vrea să stea cu Edina. Astea sunt camerele. Vă faceți cum doriți dumneavoastră dispunerea în camere. Haideți să, dacă tot e reality show, am rezolvat și problema asta administrativă de cazare. În direct. Ca să nu așa avem probleme de netransparență. Bine, mamă, ce surpriză aveam pentru voi. Acum nu mai am timp însă să o luăm, pentru că mai avem foarte puțin timp până la ora 13, dar ne vedem peste o oră și o să aveți parte de o mare surpriză. O să vedeți. O să vedeți despre ce este vorba într-un material pe care abia așteptam să vi-l dau. Până atunci, Irina, iartă-mă, te prindem rar și când te prindem, te exploatăm. De ce nu se întâmplă, nu știu, chiar să încercați o relație tu cu Alexandru. Cine nu vrea? Cine simți că nu vrea? El? Sau nici tu n-ai curajul? Păi nici nu am pus problema vreodată că dau să fim împreună sau nu. Dar tu ai plâns după el, Irina, și l-ai iubit. Cred că, nu știu dacă l-ai iubit, dar am ai vrut să pleci din concurs. Am ținut la el destul de mult, oricum, da, și tot din cauza lui am plecat și pentru deci el. Tot din cauza lui ai plecat? Da, n-ai putut să-l uiți chiar dacă ai încercat să te joci câteva zile și cu Ionuț? Da, sentimentele mele pentru Alexandru erau mult mai puternice față de cele care le simțeam pentru Ionut. Și da, nu am pus niciodată problema unei relații. Bine că acum poate... Nu, Ionut, nu ai de ce să fii supărat, că tu ai o nevastă lângă tine, viața ta s-a schimbat. Adică te rănește ce a zis Irina? Nu, deloc. Te lovește în orgoliu? Nu, deloc. Până la urmă, fiecare experiență a fost o etapă, ați învățat din ele. Uite, tu ești însurat la casa ta, mă rog, la camera ta, și Irina este, după cum vezi, în așteptare de ceva. Dar nu se înțeleagă Irina, că îl aștept pe el. Nu îl aștepți, dar ai spus că ai plecat din competiție tot pentru el. Ai sperat că odată cu ieșirea ta din competiție vei putea să te întâlnești cu el și poate să încercați o relație? Nu am sperat asta și cum am vrut să merg acasă doar ca să mă liniștesc eu, să știu dacă este bine și... Am și te-ai aflat... liniștit după 8 luni? Da, m-am liniștit de tot. În sensul că? De tot s-a liniștit, adică nimic. Nu știu ce să vă zic, chiar. Îți place, poate, la el tocmai faptul că n-ai știut de unde să-l prinzi. N-ai știut de unde să-l apuci. Nu l-ai cunoscut, te-a lăsat așa...
te-a fermecat și a fugit ca un prinț pe un cal alb. Și tu acum nu știi de unde, pe unde să-l cauți. Cred că tocmai asta îți place, nu? Posibil. Plus că mai e și stereotipul băiatului rău, așa, care nu spune lucruri dulci, nu e cu dulcegării din astea infantile, așa. E genul puțin mai rupe corzile, mai iese din tipare. Îți place lucrul ăsta? Da. Când îl suni, are treabă, n-are timp. Apropo de el, ce face acum? Este acasă, nu știu cu ce se ocupă exact. Dar când îl suni, el are timp, e mereu ocupat. Nu, că vorbim și are timp să vorbim, deci nu este ocupat. Dar când dispui să ne întâlnim, nu are timp. Da, o singură dată a fost ocazia să ne întâlnim și atunci chiar a avut timp și... Și a vorbit cu Cătălin până s-au soturat. Alexandru, uite, avem o oră la dispoziție. Sună și tu pe Irina. Noi îți spunem din partea echipei la mulți ani. Ție, tuturor celor care poartă numele acesta, mi-am spus și Alexandrei în direct, noi acum mergem la tortul de biscuiți pe care Ianela a pregătit așa bine însiropat. Sună pe fata asta ca să ne spună vești de la tine peste o oră. Vă mulțumesc, la revedere! A fost haos în această dimineață pe aeroportul Otopeni din capitală. Sute de pasageri s-au trezit în pericol să piardă cursele în care voiau să se suie. Iată ce mai vedeți la Observator. Momente cumplite pentru o fetiță de numai 5 ani din Bacău. Copila a fost ademenită în câmp și violată de un adolescent venit în vizită la rudele de la țară. 13 clujeni plecați la muncă în Italia au ajuns sclavi în mâinile patronilor tot românii. Vedeți coșmarul pe care l-au trăit în exclusivitate în Observator. Și bat clopote de nuntă, cântăreața Delia Matache s-a căsătorit în urmă cu o oră cu alesul inimii, un om de afaceri din Târgu Jiu, în secret. Doamnelor și domnilor, bun găsit la Observator. Caz șocant în județul Bacău. Un adolescent de 16 ani este bănuit că ar fi violat o copilă de numai 5 ani în timp ce se afla în vizită la un unchi. Fetița, în stare de șoc, a fost preluată de medici. Părinții fetei sunt îngroziți și așteaptă acum ca poliția să facă dreptate. V-a spus că m-a luat cu bicicleta să mergem o leacă pe câmp, să ne uităm și ne întoarcem înapoi. Asta le-a povestit fetița. Tânărul ar fi ademenit-o cu bomboane și bani, iar copilul a căzut în capcană. Părinții o lăsaseră în grija unor rude, aproape de casa în care băiatul își vizita unchiul. Toată lumea a crezut că fetița se juca în curte. Când s-au întors de la muncă, părinții și-au dat seama însă că ceva nu este în regulă. Fata nu-i la tine. Și mi-a spus că nu mai este la mine, nu știu unde a plecat. S-au urcat cu toți într-o căruță și au pornit să o caute. Au găsit-o, răvășită și singură, pe un deal. Ce v-a zis fata? V-a zis că i-a făcut ceva? Da, o spus, că o tras de ea. V-a zis ce a făcut? Fetița era rănită? Da, era. Au dus-o imediat la spital și au anunțat autoritățile. L-au căutat apoi pe băiat. Unde credeți că s-a ascuns? Eu știu, doamnă. Are unde pe aici prin jur? Unde credeți că s-a ascuns? Eu știu, doamnă. În acest caz se efectuează verificări în vederea stabilirii veridicității celor sesizate, urmând ca în funcție de rezultat să se dispună măsuri în consecință. Copilul a rămas deocamdată în grija medicilor. De mai bine de 12 ore, atât familia fetiței cât și polițiștii răscolesc comună în căutarea agresorului. Anchetatorii spun că tânărul ar avea cu el și un cuțit. Angela Maftei este la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Angela, au polițiștii vreo pistă? Bună ziua, Oana. Polițiștii, așa cum ai spus, dar și rudele în continuare șocate sunt pe urmele agresorului. Tânărul nu a dat nici până la această oră pe acasă. Este posibil să se ascundă într-unul dintre zecile de lanuri de porumb și floarea soarelui din jurul satului. Vorbim de o zonă care este înconjurată doar de ferme și ogoare. Ce mai trebuie să spunem este faptul că tânărul nu este deloc ușă de biserică. A furat, a dat foc la o stână, dar niciodată nu a mers atât de departe. Fata este în continuare internată în spital sub strictă îngrijire a medicilor și este foarte posibil să fie luată în evidență și de către un psiholog. Oana? Mulțumesc pentru informații, Angela. Aer curat de libertate pentru Dan Stroie, directorul de achiziții al ANAF, dar și pentru mai mulți membri ai clanului Butoane. Aseară au ieșit cu toții din închisoare. Avem detalii imediat. Întâmplare de groază în județul Neamț. Beat mort, un bărbat le-a dat foc fiicei și soacrei lui. Apoi s-a uitat la ele cu mard. Le-a încuiat și ușa ca să fie sigur că nimeni nu va reuși să le salveze. Flăcările l-au cuprins însă și pe el. El a venit pe de la Crâșmâș. Deodată vă omor și vă dau foc.
și-a luat benzină și-a turnat pe elică. A zis că ne omor pe toate trei în seara asta, pur și simplu, pentru că nu-i sănătos. 15 ani în urmă l-a bătut pe tatăl lui de la băgat în spital. Soția bărbatului a asistat îngrozită la întreaga scenă. Era în fața casei când a auzit strigătele de disperare ale fiicei și mamei sale. A încercat să intre să le salveze, dar individul i-a blocat ușa. N-a avut timp să mă stropească, că a izbucnit de deflagrația și apoi mi-a închis ușa în față și a rămas afară. Bărbatul parcă și se din minți. A luat o damigeană cu benzină, a stropit-o pe fata de 20 de ani și pe soacră, apoi a aprins casa. Soția lui a început să strige disperată după ajutor. Noroc cu vecinii care au spart ușa. Tabloul dinăuntru era unul înfiorător. Ieșeau flăcările pe geam, pe ușă și le urlau disperate, gard în casă. Cine era soția? Soția, fata și soacra nebunului. Incendiul se manifesta cu flacăre în interiorul camerei. Au ars un pat, o saltea, un dulap. Bărbatul, fiica și soacra individului au ajuns la spital. Tânăra este în stare gravă. Are arsuri pe față și mâini, iar medicii au băgat-o direct în sala de operație. Am primit 3 victime cu arsuri de profunzime 1-2, pe suprafețe expuse pe față și pe membrele superioare. Bărbatul, soția și fiica lor veniseră în concediu din Italia, unde locuiesc de câțiva ani. Mâine urmau să plece înapoi. Femeia i-ar fi sugerat să rămână acasă și de aici s-ar fi aprins scandalul. A fost scandal mare în această dimineață pe aeroportul Henri Coandă din capitală. Sute de pasageri s-au trezit în fața unor cozi imense la ghișeele de check-in. Unii au ajuns la avion în ultimul moment, alții au constatat că nici măcar nu mai au loc în aeronavă. Reprezentanții companiei dau vina pe aglomerație și lipsa de personal. De la 7 stau acolo. Unde intru cu copilul? A spus pe vreun ecran unde merge? Doamnă, vă servești noastră la Cluj. Poftiți noastră cu copilul. Dar nu se poate. Iar la stânga, iar la dreapta. Ia-o, Matei, dă-o, Matei. Nu suntem animale, domnilor. Zecile de călători s-au revoltat după ce și-au dat seama că nu reușesc să ajungă la ghișeele de check-in în timp util. Asta însemnând după ore întregi de așteptare. Ba mai mult, angajații tot plimbau de la un oficiu la altul fără rezultat. Ne spune să plecăm, că se închide, ne mutați de la de acolo, stați de la aici, business class. Am avion la 9, de la 7, stau aici. O masă de persoane, au fost case de la 6 la 11 deschise. Mine să și plâng de drept, sunt și gravidă. Și eu închis 3 case. Că stau avionele pe loc, chiar domnul polițist, că nu-i văd fața, spune că închide casele toate și ne trimite pe toți acasă. Pe scurt, în momentul în care oamenii au ajuns la aeroport, au constatat că pentru check-in existau prea puține ghișee deschise. Asta, deși teoretic, pentru fiecare destinație ar fi trebuit să existe cel puțin un funcționar. Stăm de la ora 7, că trebuia să facem check-in-ul, iese avionul în 20 de minute și încă nu putem îmbarca. Ne plimbă ca pe oi dintr-o parte în alta. Oara am avut, toată lumea se așează aici, vine să facă check-in-ul și nu știe unde să ducă practic. Dar scandalul era abia la început. Unii pasageri s-au trezit chiar că nici măcar nu mai au loc în avion. După toate orele astea adusate, două ore jumate, acum am ajuns să facem checking-ul pentru bagaje și efectiv ni s-a spus că nu mai avem locuri în avion. Reprezentanții companiei aeriene au o altă variantă. De vină sunt pasagerii, sunt prea mulți, iar haosul din aeroport a fost interpretat ca un timp de așteptare mai mare ca de obicei. Dat fiind numărul foarte mare de pasageri, atât pe cursele regulate, cât și pe numeroasele curse charter efectuate de Tarom în această perioadă, ne pare rău să anunțăm un timp de așteptare mai mare decât de obicei pentru efectuarea formalităților de check-in în aeroport. Operatorul aerian susține că asemenea probleme pot apărea oricând în plin sezon și că pasagerii care s-au trezit fără locuri, deși plătiseră, vor pleca spre destinație cu alte curse. Se lasă cu razii după moartea studentei japoneze. Polițiștii și inspectorii rar îi verifică la această oră pe taximetriștii care își agață clienți pe aeroportul Henri Coandă. Sonia Simionov știe mai multe. Sonia, ce nereguli au găsit până acum?
Bună ziua, Oana, bună ziua tuturor. Până la acest moment există foarte multe nereguri, există probleme la cei care nu sunt acreditați și cu toate acestea stau în fața raionului de sosiri, acolo unde prin Cărăuși, la fel cum s-a întâmplat cu ceea ce ai menționat tu mai devreme în cazul studentei japoneze, cei respectivi îi aduc la taximetriști cu care au o înțelegere și ulterior primesc un procent din acest lucru. Acțiunea este de mare amploare pentru că participă Direcția Rutieră, Direcția Ordine Publică, Poliția Rutieră Ilfov, dar și cei de la Registrul Auto Român și de la Ordine Publică. Se controlează absolut tot. În acest moment noi ne aflăm la unul dintre cele 5 puncte de control aici, la ieșire din aeroportul Otopeni, unde sunt opriți fără excepție toți taximetriștii, pentru a li se controla fie documentele, fie acreditările, fie dacă au mașinile regulă cu privire la inspecțiile tehnice. Această acțiune a început la ora 12 și se va termina în aproximativ 2 ore. Sonia, mulțumesc! Pregătirile pentru nunta Elenei Băsescu au intrat în linie dreaptă. Ultimele detalii sunt puse la punct. Cine vor fi invitații surpriză, aflați în Observator. Plecați la muncă în Italia, 13 clujeni au ajuns sclavi. Culmea, cei care i-au trimis acolo sunt tot români. Le-au promis mare acusare, dar odată ajuns și în peninsulă, oamenii au fost ținuți fără apă și curent și obligați să muncească zi lumină într-un hotel. Urmăriți în exclusivitate coșmarul pe care l-au trăit. Aceste sunt condițiile de aici. Apoi astea au condiții. La subsolul unei clădiri, înghesuiți în cămăruțe cu pereți plini de mucegai, la oaltă cu gândacii și șoarecii. Așa au trăit vreme de 3 luni românii. N-aveam apă, n-aveam curent, nu aveam mâncare. În loc de ușă aveam, cearceaf. Da. Cearceaf și alte cele, deci o să vedeți. Și în loc camerele erau, nu știu, la patarul cred că stau în condiții mai bune ca și noi. Soții Răcășan au renunțat la locul de muncă pe care l-aveau în țară ca să le ofere un trai mai bun copiilor. În străinătate, pentru 700 de euro, însă oamenii au fost puși să muncească mai rău ca niște sclavi. Și ne-am apucat a doua zi de muncă. La cosă, la reblat, la adunat, la surat, la tăiat pomii, la ce a trebuit acolo tot, la zugrăvit, femeile la frecat pe jos. Mai ceva ca și o sclavie, mai ales sâmbătă când era plin de turiști, veneau turiști, plecau turiști, ne-a apucat și ora 10 seara și am lucrat 5 săptămâni fără niciun liber. Au fost umiliți și obligați să curețe toalete, să desfunde canalizări și să facă curățenie după personalul italian, deși în țară li s-a promis altceva. Când am vorbit cu agenția aici în România, mi s-a spus că pe post de electrician. Când am ajuns acolo, mi-a zis că eu să lucrez cu un domn numit Francesco, ca și grădinar. Când au refuzat să mai muncească, le-au fost tăiate curentul și apa. Într-un final, oamenii au reușit să ia legătura cu ambasada României în Italia și așa au reușit să scape din acest coșmar. Ajunși în țară, în loc de bani, oamenii au primit însă amenințări și jigniri. Nu unde te aduci, veți vinde apartamentele și tot ce aveți să-mi plătiți mie daunele. Eu vă promit treaba asta. Ați crezut că sunt o fraieră sau sunt o proastă? Ce ați crezut? Nici noi nu suntem proști sau fraieri. Dar de ce nu ești prost? De ce nu? Da, ești un foarte mare prost. La sediul firmei care a intermediat contractele românilor de plecare în Italia, nu mai e nimeni de luni bune. Așadar, ar fi trebuit să găsească aici mai multe explicații. În schimb, de fiecare dată când au ajuns aici, au găsit aceeași poartă închisă. Tot închis au găsit poarta și autoritățile, care însă vor sancționa firma. S-au aplicat sancțiuni contravenționale până acum în cuantum de 20.000 de lei. Azi oamenii vor depune plângeri și la poliție. Ce fel mai de mulți caracter? Membri ai clanului Butoane, dar și Dan Stroie, direct de achiziția la NAV, respiră din nou aerul cu libertății. De ce asta? Și vrem voastră. Din, Dan Stroie a fost arestat în dosar de evaziune fiscală de 40.000 de euro. Acesta, spun procurorii, ar fi sprijinit afacerile cu zahăr ale clanului Butoaie, toane pe care i-ar fi scutit. Să vedem, Dan Stroie și cei 5 membri ai clanului Butoaie, liberația a primit în schimb interdicție să părăsească țara. Crimă învăluită în aburi de alcool într-un sat din Bacău, un tânăr l-a înjunghiat pe cel care urma să-i devină tată vitreg. Cei doi au băut cod la cot și s-au luat la ceartă, iar tânărul a scos cuțitul. Omul a încercat să fugă, dar și-a dat ultima suflare lângă o fântână din sat. Încă mai ținea în mână bâta cu care încercase să se apere. Cu ce l-ai lovit? Nu l-am lovit, domnul meu. Și atunci? Vă certați des? Tânărul de 20 de ani nu-și recunoaște fapta, dar polițiștii l-au găsit dormind în spatele grajdului din curte, cu cuțitul sub cap. Dar n-ai lovit și altă dată? Nu l-am lovit. Și acum atunci cu ce s-a întâmplat? Păi s-a luat de mine și m-a bociut.
Băuseră amândoi și s-au luat la ceartă în curtea casei. De bătut s-au bătut în stradă. Iubitul mamei avea în mână o bâtă cu care a încercat, se pare, să se apere. N-a mai apucat să dea. Lovitura tânărului a fost fatală. Ăsta că a venit la vale, ziba. A strigat? Da. Cred că de două ori, așa... Și gata, a dat suflet. Am fugit după lumânare. Certurile dintre cei doi nu le sunt deloc străine vecinilor. Uneori și mama tânărului devenea victimă. Văd că aveți sânge. V-a lovit și pe dumneavoastră? Asta da. Vă așteptați să se ajungă la omor? Știam asta, că odată trebuie să se termine. Că... Ca de obicei, în ultima vreme, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, autorul a lovit victima cu un cuțit în zona toracică, cauzându-i o plagă penetrantă, care a condus la decesul acesteia. Tânărul a fost reținut și cel mai probabil va primi mandat de arestare pentru 29 de zile. El este acuzat de omor și riscă până la 20 de ani de închisoare. Clipe cumplite în apropiere de Cluj după un meci de fotbal. Obosit de emoțiile partidei, un maramureșan și-a băgat 3 prieteni în spital azi noapte după ce a adormit la volan. Mașina s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul a scăpat doar cu câteva zgârieturi, dar prietenii săi au suferit răni grave. Își amintește doar că se întorceau de la Cluj, de la meciul dintre CFR Cluj și FC Basel. Răpus de oboseală, ar fi ațipit la volan. Două echipaje smurt, o ambulanță, un echipaj de descarcerare și 3 autospeciale de poliție au venit să-i ajute. Pasagerul din dreapta și cei 2 bărbați de pe bancheta din spate rămăseseră blocați între fiare. Ocupanții locurilor din față prezentau leziuni minore, ocupanții locurilor din spate au necesitat intervenții din partea terapiei intensive mobile, prezentau un traumatism de gambă cu plagă deschisă, contuzie de torace. Răniții au fost duși la Spitalul Județean din Baia Mare. Șoferul a fost singurul care a scăpat doar cu câteva zgârieturi. Nu va scăpa însă de dosarul penal pentru vătămare corporală din culpă. Se pare că este vorba despre o neatenție în conducere, respectiv conducătorul unui autoturism ca Chevrolet a dormit la volan, pierde controlul autoturismului și se răstoarnă în șanțul ce mărginește partea carosabilă. Cei 3 prieteni răniți în accident au fost stabilizați de medici și sunt acum în afara oricărui pericol. A fost accident grav și în capitală. Un motociclist a murit aseară după ce s-a izbit de o mașină. Martorii spun că tânărul gonea pe linia de tramvai când șoferul autoturismului a făcut un viraj brusc. N-a mai putut să evite impactul. Am zis, doamne, zic, l-a omorât pur și simplu. Păi știi ce plezintură a fost în motocicleta aia? Motociclistul zăcea inconștient la câțiva metri de locul accidentului. Medicii au acordat primul ajutor la fața locului și apoi l-au transportat la spital. Din păcate, nu au reușit să-l stabilizeze și în scurt timp au declarat decesul. Era exact sub mașină. Nu așa, cel puțin de la balcon, așa l-am văzut eu. Cu ajutorul martorilor, polițiștii au încercat să refacă filmul accidentului. Motociclistul venea așa și cred că a vrut să facă, cred că ăsta e altul șoferul cu mașina, cred că a vrut să facă pe medici lătescu, așa cred. Din primele cercetări și din avariile existente, rezultă că un autoturism a încercat să efectueze maniera de întoarcere pe șoseaua Mihai Bravo, în momentul în care a fost surprins de un motociclist care nu l-a putut evita și a intrat în coliziune. Șoferul mașinii va fi cercetat penal pentru ucidere din culpă. Din cauza accidentului, circulația tramvailor în zona a fost blocată aproape o jumătate de oră. Fostul șef de la permise Argeș are probleme mari financiare. Fiscul i-a scos locuința la licitație, de ce vă spun în câteva minute. Emoții mari astăzi pentru Delia Matache, unele trăite din plin, dar ascunse de ochii fanilor. În urmă cu o oră, cântăreața a spus da în fața ofițerului stării civile. Juratul X-Factor s-a căsătorit cu iubitul ei, Răzvan Munteanu. Locația pe care cei doi au ales-o pentru această ocazie este una cum nu se putea mai romantică, Poarta Sărutului din Târgu Jiu. Cum s-a desfășurat totul, ne spune corespondentul nostru, Corina Belteu. Corina, o proaspătă soție superbă, nu-i așa?
Da, într-adevăr, bună ziua! O mireasă foarte frumoasă și extrem de fericită pe deasupra. A purtat o rochie albă, simplă, creată de un designer vestimentar român, iar pe cap a avut o coroniță de flori naturale. Nici mirele nu s-a lăsat însă mai prejos. Domnișoara de onoare a fost chiar sora Deliei, Ioana. Ceremonia s-a terminat în urmă cu nicio oră, iar de aici tinerii împreună cu rudele și prietenii apropiați s-au îndreptat spre localitatea natală a mirelui Turburea. Aici va avea loc o petrecere tradițională care se va încheia însă spre seară, atunci când tinerii se vor întoarce în capitală. Delia și Răzvan se vor căsători religios în București peste câteva săptămâni. Asta deși inițial hotărâseră să se căsătorească tot aici în Târgu Jiu, dar pentru că nu s-au putut finaliza lucrările de amenajare a piscinei restaurantului de pe insuliță, locația aleasă pentru organizarea petrecerii, aceștia au fost nevoiți să schimbe planurile. Mulțumesc pentru informații, Corina. Și mai sunt doar două zile până la nunta mezinei președintelui. Încet, încet apar detalii legate de ce se va întâmpla practic sâmbătă. Nu prea multe, ce-i drept. Pentru căsătoria religioasă, cei doi miri au ales Biserica Sfântul Spiridon cel Nou, preferata vedetelor de la noi. Înainte vor trece însă pe la primăria sectorului 2 să se cunune civil. Acolo este și colegul meu, George Ciubotaru. George, cum decurg pregătirile? E pregătit covorul roșu? Bună ziua, Oana, bună ziua, domnilor și domnilor. Nu avem încă parte de un covor roșu astăzi. Nu știm cum va fi sâmbătă, când aici la primăria sectorului 2, la prânz, la ora 12, Elena Băsescu și alesul inimii sale, Bogdan Ionescu, vor spune da în fața ofițerului de stare civilă. Cel mai probabil, cununia civilă va fi oficiată chiar de către primarul sectorului 2, Neculae Onțanu. De aici, mirii vor pleca către casă, cel mai probabil. Vor face o pauză de câteva ore. La ora 18 vor fi la Biserica Sfântul Spiridon cel Nou. Acolo ceremonia religioasă va dura circa 60 de minute. Va fi oficiată de către 5 preoți, dar și vor avea parte și de un cor destul de impresionant. Măsuri de securitate au fost luate pentru cel puțin la biserică. Strada va fi închisă, iar zona va fi împânzită de echipe de la Serviciul de Protecție și Pază. Nu știm dacă același lucru se va întâmpla și aici la primăria sectorului 2, pentru că până acum angajații primăriei nu au primit vizita celor de la SPP care să impună reguli stricte. Mulțumesc pentru informații, George. Pe lângă invitații aleși pe Sprânceană, 450 la număr, la nunta Elenei Băsescu se vor strecura și sepepiștii, cel mai probabil mulți și ei. Aceștia spun, apropiații miresei au o misiune clară să nu lase pe nimeni să facă fotografii sau să filmeze la nuntă. Asta, deși pe un site de socializare, Elena Băsescu a negat că le-ar fi impus invitațiilor această restricție. La fel și zvonul cum că rochia de mireasă creată de un designer român ar fi costat 10.000 de euro. Felicitările, masa și dansul vor avea loc la Palatul Snagov. Meniul, cei drept sofisticat, costă 74 de euro. Au și oltenii mândria lor. B-Max, Fordul de la Craiova, este cea mai sigură mașină, dovedit cu stele. La ce capitol este cel mai bine, aflați imediat. Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a venit astăzi din nou la parchet. Procurorii au prezentat probele strânse împotriva lui în dosarul fraudei de la Fondul Național de Investiții. Dosarul FNI a fost redeschis anul trecut. Afaceristul este acuzat de spălare de bani. Anchetatorii spun că el ar fi realizat mai multe răscumpărări de unități de fond FNI și ar fi utilizat aceste sume la achiziționarea unor bunuri imobile. Apar detalii înfiorătoare în cazul bărbatului cercetat pentru uciderea studentei japoneze, provine dintr-o familie cu antecedente periculoase. Vărul lui este închis pe viață după ce a omorât 3 oameni într-o singură noapte. Vecinii suspectului spun că încă din copilărie deprinsese gustul tâlhăriilor. Berta Popescu urmărește ancheta. Berta, ce se va întâmpla acum cu criminalul? Bună ziua, Oana, bună ziua tuturor. Deja Vlad Nicolae a fost audiat de procurorii parchetului general, i s-a făcut și testul cu poligraf și bărbatul a negat toate acuzațiile care îi se aduc. Acum urmează să fie adus la Spitalul Penitenciar Jilava pentru a-i se face o expertiză medico-legală psihiatrică obligatorie în cazul infracțiunilor de omor deosebit de grav, așa cum este și cazul lui Vlad Nicolae. De asemenea, procurorii au mai audiat și foarte mulți martori și au făcut și 3 teste ADN, iar rezultatele
rezultatele le vom primi în cursul săptămânii viitoare. Așa cum ai spus și tu, face parte dintr-o familie cu antecedente penale și de asemenea dintr-o familie numeroasă, care se pare că dintotdeauna face parte din clanul Mielu, cunoscut, așa este cunoscut în comuna Balotești, și de asemenea membrii familiei lui Vlad Niculae își câștigau existența prin furturi. Mulțumesc pentru informații, Berta. Este alertă la secția de psihiatrie a Spitalului Județean Mehedinți. În ultimele două zile au dispărut doi pacienți. Unul dintre cei doi, o tânără de 20 de ani, a fost găsită fără suflare pe malul Dunării. Celălalt bolnav, un bărbat de 54 de ani, este încă de negăsit. Trupul tinerei a fost descoperit de un băiat de 14 ani care venise la pescuit undeva în apropiere. Îngrozit, copilul a dat alarma. Am găsit în apă, apoi m-am urcat cu un petrol. Am găsit prima oară că este manechin. Plutea, da. Era agățat. Stat-o cu un băț de pește, am scos-o la mar și am observat că este... Da, o cunoșteați pe fată? Da, o știm, e destul de la spital de nebunie. Pacienta fugise ieri din spital. Supraveghetorii anunțaseră dispariția la poliție. De-a dispărut. Stai, eu nu mă refer. A fugit! Ce-a făcut? Este vorba și de neatenția celor care au fost din spital. Mai mult sau mai puțin. Noi nu putem spune, vom vedea ce stabilește această anchetă interne. Marea problemă rămâne însă cel de-al doilea bolnav, dar dispărut. Autoritățile se tem. Omul s-ar putea sinucide, dar în egală măsură ar putea deveni periculos. Au fost clipe de panică ieri într-un hotel de la malul mării. Un incendiu a izbucnit pe un teren viran de lângă clădire, iar fumul gros a ajuns și în camerele câtorva turiști. Speriați, oamenii au ieșit în stradă împreună cu mai mulți angajați ai hotelului și așa a început nebunia. Noroc că le aveau la îndemână. Au avut de furcă oricum cu o poartă de lemn care ardea cu flăcări mari. Dar focul puternic se ascundea dincolo de ușă. Vegetația uscată care acoperea terenul de lângă hotel ardea mognit. De aici și fumul care i-a speriat pe turiști și pe angajații hotelului. Oamenii sunt convinși că cineva a pus focul intenționat. Acum 5 minute am dat cu noi, nu era nicio problemă. Ne-a anunțat și pe noi cineva dinăuntru. Probabil că cineva care are ură, intenționat face. Am intervenit cu auto specială la un incendiu, la un teren viran. Cauza probabilă e în curs de stabilire. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o țigară aprinsă, aruncată neglijent sau cu intenție. Fostul șef al serviciului de permise și înmatriculări Argeș ar putea să-și ia adio de la casa în care locuiește. Fiscul i-a scos locuința la licitație. Motivul? Statul încearcă să recupereze 500.000 de euro, bani pe care bărbatul i-ar fi primit șpagă de-a lungul timpului pentru eliberarea de permise. Amănunte avem de la Mariana Zaharia. Mariana, ce riscă să mai piardă fostul șef? Bun găsit, vorbim despre o licitație la care vor fi scoase atât bunurile imobile cât și cele mobile ale lui Codruț Vlășceanu. Fostul șef de la permise a contestat deja executarea silită, a făcut acest lucru la judecătoria Pitești, iar pe data de 4 septembrie magistrații se vor pronunța. Dacă îi vor da dreptate, atunci Vlășceanu rămâne cu casa până la decizia definitivă în dosarul său pe parte penală. De fapt, aceasta a fost și motivația sub care a contestat Vlășceanu decizia de executare silită, spunând că în cazul său deocamdată nu există o decizie a instanței definitive de condamnare. Vlășceanu a primit 14 ani de închisoare în dosarul șpagă la permise, dar decizia definitivă va aparține în alte curți de casație și justiție. Mariana, mulțumesc! Oltenii se mândresc cu bancurile Prazul și acum cu Bimax-ul. Fordul produs la Craiova a obținut maximum de stele la testele de siguranță. Este practic cea mai sigură mașină produsă în România. Bimax a primit 5 stele la siguranța pasagerului din față, dar și la impactul lateral cu un alt autovehicul. Și copiii peste 3 ani sunt în siguranță într-o asemenea mașină, arată testele. Autoturismul are și un sistem de frânare bine pus la punct, care permite oprirea imediată înainte de un obstacol, dar și un sistem care apelează serviciul 112 în caz de accident. Mai sunt aproape două săptămâni până la începerea școlii, dar în majoritatea județelor e haos. Nu vorbim de lipsa băncilor și scaunelor sau de toalete insalubre, ci de lipsa profesorilor. Nu avem încă suficienți dascăli pentru clasa 0. Reprezentanții inspectoratelor școlare încearcă acum să găsească personal pe ultima sută de metri. Anca Mitrescu are amănunte. Anca, spune-ne, te rog, care-i situația?
Bună ziua! Cea mai mare problemă este de departe în capitală. În acest moment este asigurat doar 50% din necesarul de cadre didactice pentru clasa 0. Pentru a acoperi deficitul de învățători, inspectoratele școlare recrutează pensionari, suplinitori, masteranzi, doctoranzi, chiar și studenți în ultimul an de facultate. Aceștia vor urma programe de formare pe parcursul cărora vor învăța cum trebuie să le predea elevilor de la clasele pregătitoare. Adică abia acum se vor pregăti, asta în condițiile în care în mai puțin de 2 săptămâni trebuie să intre în clase. Anca, mulțumesc! Girafa de la Muzeul Antipa s-a întors acasă, aranjată, în haine noi și a reluat locul în fața instituției după un lung proces de refacere. Lângă celebra girafă ar putea apărea în timp și animale reprezentative pentru fauna României. Despre ce este vorba, ne spune Florentina Ilie. Florentina. Bună ziua! În această dimineață, girafa a fost așezată în fața Muzeului Antipa. Imediat ce și-a reluat locul, ea a fost asaltată de oameni care au venit să-și facă poze cu ea și de copii care au botezat-o cu tot felul de nume, care mai de care mai haioasă. Unul dintre ei a numit-o chiar Vulpea. Ea a fost recondiționată rapid de firma care a creat-o și prima oară. Și pentru a fi sigur că nu va fi din nou vandalizată, muzeul a instalat o cameră de supraveghere care filmează girafa 24 de ore din 24. În plus, în curând s-ar putea ca girafa să nu mai fie singură. Muzeografii vor să aranjeze în fața muzeului un colț de savană africană în care va fi inclusă și aceasta. Mulțumesc pentru informații. Vom avea din nou polițiști rurali pe ulițe, cel puțin așa susține ministrul administrației și internelor Mircea Dușa. Și asta pentru că există comune unde în prezent este angajat un singur polițist, ceea ce nu e normal. Ca să nu mai vorbim de cazurile extreme. Ionela Lucan este acum în Chinteni, județul Cluj, acolo unde nu mai lucrează niciun agent. Ionela, cine se ocupă cu ordinea în comun acum? Bună ziua, Oana, așa este. În aceste zile postul comunal de poliție este mai tot timpul închis și asta pentru că singurul agent care a mai rămas la muncă după reorganizarea de anul trecut se află acum în concediu. Ce-i drept, mai vine câte un agent de la secția rurală de poliție din comuna Baciu în cazul în care sunt solicitări, însă această comună este la o distanță de 10 km, de altfel acolo se și adresau cetățenii până astăzi în cazul în care aveau vreo urgență care nu coincidea cu programul obișnuit de lucru al agentului. Din fericire, veștile bune vin de la 1 septembrie, atunci vor rămâne atât secțiile rurale de poliție, dar se vor reînființa și cele comunale, așa că o parte dintre agenții care până acum au lucrat la secțiile rurale se vor întoarce aici de unde au plecat. În total, în toată țara, peste 2470 de șefi de post își vor relua locul de muncă, iar vestea cea mai bună este și pentru absolvenții școlilor de poliție, care pot fi de acum încadrați. Mulțumesc pentru informații, Ionela. Unde dragoste nu e, apar pantofii. O americancă a devenit cea mai mare colecționară de pantofi din lume, totul în urma divorțului. O poveste cu ștaif în câteva clipe. Cetatea filmului de la Hollywood e zguduită de un nou scandal, iar fanii din întreaga lume sunt în stare de șoc. Publicația americană National Enquirer susține că celebrul actor Tom Cruise ar fi homosexual. Jurnaliștii o citează chiar pe fosta lui soție Katie Holmes, care le-a oferit un interviu de senzație. Întreaga discuție incendiară cu Katie va fi publicată în următorul număr al revistei americane. De altfel, fosta soție n-ar fi singura care ar susține că Tom e homosexual. Scriitoarea americană Amy Scobie, care a publicat o carte despre Scientologie, pune la îndoială orientarea sexuală a starului din Misiune Imposibilă. Ea spune că dovada clară ar fi în mâinile unor membri importanți ai bisericii scientologice. Mai exact, o înregistrare video în care actorul este cu un alt bărbat, de aici și așa zisa susținere financiară necondiționată a starului pentru cult. Au fost momente de teroare pentru americanii din statul Louisiana, care ieri s-au trezit chiar în ochiul uraganului Isaac. Zeci de oameni au fost salvați de pe acoperișurile caselor după ce apa a ajuns până la grinzi. Un bărbat a murit însă înnecat. Right now, I feel like I'm being attacked by a swarm of bees. The rain is coming in really strong and just stinging. Iar panica a fost cu atât mai mare cu cât toată lumea și-a amintit de coșmarul trăit după trecerea uraganului Katrina cu exact 7 ani în urmă. De această dată, furtuna a trecut puțin mai la vest de oraș, dar a lovit cu furie micile localități din apropiere, neprotejate de diguri sau stăvilare. In the overnight hours, the storm surge really started to go up. What we've been looking at quite closely is you can see the water line there on the siding of the home.
Zeci de persoane care ignoraseră ordinul de evacuare au fost salvate de pe acoperișurile caselor, unde se refugiaseră din calea apelor. La New Orleans, digurile consolidate după trecerea uraganului Katrina au rezistat. Câteva cartiere au fost totuși inundate, iar copacii au fost dobărâți la pământ, ca și stâlpii rețelelor electrice. Primarul orașului a interzis circulația pe străzi în timpul nopții. The wind has picked up very dramatically here and the rain is like a kind of painful when it runs into your face. Așa cum era de așteptat, deasupra orașului, forța uraganului a slăbit. După ce viteza vântului a scăzut sub 120 de km la oră, Isaac a fost degradat la nivelul de furtună tropicală. El rămâne totuși o amenințare, în primul rând prin mărimea neobișnuită, observată și de pe Stația Spațială Internațională, dar și prin deplasarea sa foarte lentă. Un cartier al orașului german München a fost serios zguduit de o explozie a unei bombe rămasă din cel de-al doilea război mondial. Din fericire, a fost o deflagrație controlată. Mii de oameni au fost evacuați din clădirile vecine. Pirotehniștii au încercat mai întâi să o dezamorseze, însă au hotărât până la urmă să o detoneze. Nimeni n-a fost rănit în urma exploziei, dar câteva case s-au ales cu geamurile sparte. Autoritățile germane spun că bomba fusese lansată de aviația americană în timpul războiului. Spectacol anual, dar la fel de fascinant în orășelul Bunol din Spania. Localnicii s-au bătut cu roșii pe post de proiectile. Zeci de mii de oameni au ținut să participe la tradiționala confruntare. Primăria le-a pus la dispoziție 120 de tone de tomate coapte în exces. A fost nevoie doar de câteva minute pentru ca războinicii să se umple din cap până în picioare de bulion. Lupta a durat numai o oră. Participanții s-au împroșcat apoi din nou, dar cu apă. Asta ca să înlăture cât de cât urmele confruntării. Imagini șocante au fost surprinse într-un bar din Londra. Unul dintre angajații localului a fost la un pas de moarte după ce a căzut printr-o trapă din podea lăsată deschisă. Totul a fost înregistrat pe camerele de supraveghere. Omul a picat câțiva metri în gol, dar din fericire nu s-a ales decât cu zgârieturi și o luxație la un picior. Bărbatul a declarat ulterior că se uita la televizorul de pe un perete și pur și simplu n-a văzut pe unde calcă. Deși calendaristic vara se apropie de sfârșit, vremea pare să nu fie de aceeași părere. Soarele strălucește din plin, iar temperaturile sunt foarte plăcute. Alexandra Bădoi ne aduce mai multe informații despre vreme. Alexandra, când vine toamna? Bună, Ana, bun găsit tuturor! Deocamdată vara nu vrea să plece, cel puțin nu pleacă prea ușor. Săptămâna aceasta tot de vara vom avea parte. Abia săptămâna viitoare e posibil să apară câteva ploi în peisaj și temperaturile s-ar putea să mai scadă ușor. Până una alta ne bucurăm de temperaturi foarte plăcute. În acest moment, de exemplu, avem valori cuprinse între 20 de grade la Sulina până spre 29 de grade la Oradea. Soarele strălucește peste tot. Norii apar doar din când în când prin zona Dobrogei, dar nu e gând de ploaie. Iar peste zi, vremea se va menține frumoasă în toată țara. Soarele va străluci peste tot și temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade Celsius. Mai răcoare rămâne prin zona de est a țării, în nordul Moldovei, la Suceava, de exemplu, vor fi cel mult 23 de grade. Pe litoral, de asemenea, temperaturile sunt un pic mai modeste, în schimb, în zona Banatului, în Oltenia, va fi o vreme destul de caldă. În București, acum sunt 27 de grade, iar temperatura va mai crește până spre 29 de grade Celsius. Soarele va străluci toată ziua, așadar vreme frumoasă și pentru bucureșteni, iar presiunea atmosferică nu are variații semnificative de la 757 mm coloană de mercur. E bine, să știți că și mâine, dar și poi mâine, vremea se menține foarte frumoasă în capitală. Vara se anunță plăcută, ultima zi de vară ne va aduce 30 de grade în termometru la amiază, iar prima zi de toamnă vine cu aproximativ 29 de grade Celsius. Și la munte e vreme plăcută, și la mare e destul de bine, apa mării are însă o temperatură maximă de 20-22 de grade. Atât despre vreme, să aveți o zi frumoasă, Oana! Alexandra, îți mulțumesc. O ceartă banală între doi iubiți din Statele Unite a ajuns subiect de presă pe tot mapamondul. Nu pentru că s-ar fi bătut, ci pentru că bărbatul, extrem de supărat pe iubită, i-a luat toată lenjeria intimă din dulapuri și i-a aruncat-o în stradă. De fapt, pe mai multe străzi din Pittsburgh. Nu știm cum a reacționat domnișoara, însă șoferii s-au amuzat teribil.
Vedem acum ce am mai primit pe adresa de e-mail internet 13@antena1.ro. CFR Cluj a scris istoria aseară, s-a calificat din nou în grupele Champions League după două victorii cu echipa elvețiană Basel. Ani Plumb are detalii. Ani. Bună, Oana! CFR-ul ne-a surprins din nou, ne-a făcut o surpriză foarte plăcută. Golul lui Capetanos i-a propulsat direct în Liga Campionilor. Diseară are loc și tragerea la sorți pentru Champions League. Le ținem pumnii. Vă spun și cine a câștigat Supercupa Spaniei, imediat la sport. CFR merge în grupele Champions League pentru a treia oară în istoria clubului. Capetanos a marcat singurul gol al meciului de la Cluj și CFR-ul s-a calificat după două victorii, deși a avut emoții mari. Alexander Frey a ratat un penalti provocat de portarul Felgueiras, iar Cabral, Streller și Fabian Frey i-au dat pulsul lui Andone la 140. O partidă bună. Ne-am propus să fim foarte bine organizați, să profităm de spațiile pe care le lasă Basel, să profităm de viteza și tehnica lui, viteza lui Sugut, de tehnica lui Bastro și de jocul de careu al lui Capetanos. Deci am reușit prin organizare defensivă și prin spațiile care ne le-au lăsat. Am întâlnit o echipă extraordinar de bună. A fost nebunie la Madrid. Real a bătut Barcelona cu 2-1 în returul Supercupei Spaniei și a câștigat primul trofeu al sezonului după 3-2 în tur pentru Barça. Higuain a început spectacolul, l-a îngenunchiat primul pe Valdez. Cristiano Ronaldo a dat lovitura decisivă, a preluat senzațional cu călcâiul și l-a executat pe Valdez. Barça a mai primit o lovitură, Adriano a văzut al doilea galben și a plecat la vestiare în minutul 28. Messi a marcat și el, degeaba Real a câștigat Supercupa. Mutu e considerat un adevărat diavol al gazonului de jurnaliștii francezi. L'Équipe se întreabă dacă briliantului i-a venit mintea la cap odată cu transferul la Ajaccio. Iar întrebarea zilei l-a vizat tot pe român. Va fi unul dintre golgheterii campionatului francez? L'Équipe i-a dedicat o pagină întreagă. Nu vă lăsați păcăliți de aerul său cu minte. Acest diavol român l-a provocat deja pe Ibrahimovic. Vedem la final de sezon cine scrie mai multe goluri. A fost mesajul lui Mutu pentru Zlatan. Final de drum pentru Simona Halep la US Open. Locul 53 în clasamentul WTA, Halep a ratat calificarea în turul 3 la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Simona a fost învinsă de rusoaica Nadia Petrova în două seturi, scor 6-1, 6-1. Pentru performanța de la Flushing Meadows, sportiva noastră va încasa un cec în valoare de 37.000 de dolari și 100 de puncte WTA. E ca mondialul la fotbal sau Wimbledonul la tenis. Neamțul Felix Sturm vrea unificarea centurilor WBA și IBF la categoria mijlocie. Trebuie să-l bată pe australianul Daniel Gale în supergala de la Oberhausen, transmisă în direct de GSP TV, sâmbătă de la ora 22. Balotelli marchează și în afara terenului. Atacantul lui City ține din nou prima pagina tabloidelor. Super Mario a reușit un hat-trick de senzație. Italianul a agățat trei fete, le-a luat dintr-un restaurant, le-a urcat în Bentley-ul său și l-a dus într-un bar de fițe din Manchester. Au plecat apoi într-un club și au petrecut până dimineața. Antrenorul Mancini e negru de furie și ar fi dorit ca Super Mario să fie la fel de prolific și cu Liverpool. Acestea au fost informațiile din sport după amiază reușită tuturor. Oana? La fel îți doresc și ție, Ani. Mulțumesc pentru informații. Observatorul continuă după o scurtă pauză. Nu plecați, revenim imediat. Emoțiile începutului de școală. Mămicile pregătesc uniformele, iar tăticii își imaginează cum copiilor vor fi cei mai tari din clasă. Tot acum părinții fac ultimele cumpărături. De aceea, noi, cei de la Provident, vrem să ajungem rapid la familiile care au nevoie de un împrumut, dar și de informații clare și de un sfat bun. Iar dacă pe lângă banii cauți respect și înțelegere, sună acum echipa de asistență financiară Provident la 021 275 7575 sau trimite SMS la 1805 și te sunăm noi. Vine toamna!
la școală. Dar înainte să sune clopoțelul, trebuie să dăm o fugă până la Lidl pentru pantalon sport pentru băieți la doar 16,99 lei, leggings la 19,99 lei și două bluze la 24,99 lei. Lidl ne pregătește pentru școală. Joia, toată România merge la Lidl. Dimineața am tot timpul din lume pentru mine. Mă trezesc ușor, hainele sunt la îndemână, mă machiez în liniște și iau un mic dejun copios. Nu e bine. Gata, Mărie, îți arăt eu ție. De azi, mic dejun în fiecare zi. Cu Activia mic dejun e simplu. Cereale crocante și iaurt Activia cu Bifidus Acquiregularis. Ușor, gustos și hrănitor. O zi bună începe cu Activia mic dejun. Danone, poftă de sănătate. Tehnologia explicată de Buzdugan, căruia i-a fost explicată de Germanos. Rețelele de socializare sunt locurile de unde poți afla totul despre prieteni și dușmani. Vreau să știe lumea despre mine că iubesc cărțile. Postez o poză pe net cu noile mele căști așezate întâmplător pe asta. Și acum, la treabă. 101, 102, 103. Vino la Germanos și ia-ți un smartphone Samsung Dual SIM cu care să le arăți prietenilor și nu numai cât de cult și amuzant ești. Alege-l pe oricare dintre ele la un super preț alături de un abonament Cosmote accesibil. Și ți se explică pe românește orice vrei să știi. Germanos. Te conectează cu tehnologia. Senzen spray cu senzor de mișcare de la Glade. Modul automat de a te simți bine. Descoperă cele mai subțiri lame create vreodată de Gillette. Gillette Fusion Pro Glide. Reproiectat cu cele mai subțiri lame Gillette, tratate cu un înveliș special pentru o alunecare fără efort prin firele de păr și cel mai confortabil bărbierit de la Gillette. Gillette Fusion Pro Glide, tehnologie revoluționară a lamelor, pentru o alunecare incredibilă a aparatului de ras. Distracția continuă la Veneția. Reîncarcă-ți acum cartela Orange Prepay și poți câștiga o excursie de vis în orașul gondolelor sau unul din miile de alte premii pe care ți le-am pregătit. Ia startul în cursa inovației. Vino cu vechiul tău aparat de ras în magazinele participante la promoție și primești 25% reducere la achiziționarea unui aparat Gillette Fusion Pro Glide. Iar crezi că nimic nu este gratis? Doar pentru tine, în premieră în România. Iată o ofertă unică. Unul dintre cele mai bune cuțite de bucătărie din lume este al tău gratuit. Profită acum de oferta valabilă exclusiv pe TV. Stocul este limitat. Cuțitul de feliat Miracle Blade, atât de ascuțit și de puternic încât oricine poate tăia un ananas dintr-o singură lovitură. Îți este greu să tai chiar și pâinea proaspătă cu vechile cuțite? Pentru Miracle Blade este foarte simplu. Cuțitul face treaba în locul tău. Acest cuțit este doar unul dintre cele 13 din setul Miracle Blade World Class. Oțel nemțesc inoxidabil, performanță de tăiere, rezistent și durabil. That knife will stay sharp the first time for a lifetime. Watch, I just cut through wood, that tomato will still cut like a razor. Perfect echilibrat cu mâner profesional nituit, lamă cu față concavă, forjat la cald pentru a-i asigura duritatea, flexibilitatea și rezistența la rugină. Cu un design clasic și o performanță de ultimă generație, acest cuțit are la bază un concept nemai întâlnit. 5 milioane de utilizatori mulțumiți din întreaga lume se bucură de calitatea, durabilitatea și valoarea acestui cuțit extraordinar. Cât ai plătit pentru acest cuțit? Probabil mai mult decât ceea ce ți oferim noi. Iar noi ți-l oferim gratuit! Pentru ca tu să testezi calitatea cuțitelor incredibile Miracle Blade World Class. Profită de o ofertă limitată valabilă exclusiv pe TV. Cu Miracle Blade ai garanția pe viață că va rezista indiferent ce vei tăia cu el. Uimitor! Doar în această ofertă exclusivă îl poți primi gratuit. Doar pentru tine, în premieră în România. Și este unul dintre cele mai bune cuțite din lume. Miracle Blade World Class. Sună și comandă acum cuțitul universal Miracle Blade World Class.
poate fi acum al tău absolut gratuit. Nu rata oferta exclusivă. Stocul este limitat. Comanda acum! Îți dorești curățenie igienică cu fiecare jet de apă? Acum există un mod mai ușor. Noul Bref Power Activ, cu biluțe albe cu clor și biluțe roșii parfumate. Fiecare jet de apă aduce curățenie igienică și un parfum proaspăt. Mereu curată și împrospătată. Noul Bref Power Activ, pentru protecție igienică. Granule mari dizolvate instant în apă. Jacobs Krönung îți oferă secretul cafelei solubile, ce se prepară rapid și păstrează toată puterea alintaromei. Jacobs Krönung solubilă. Puterea alintaromei ne aduce mai aproape. Pe o străduță miculuță, cu copăcii mititei, un bătrânel cu pulovăraș și pălăriuță, cu gheruțe la mânuță, provoacă! Panicuța! Suspansul e mai ușor de suportat pe un ecran mai mic. Așa că de acum, RomTelecom și Cosmotel îți oferă televiziune și pe mobil și pe tabletă prin aplicația Dolce TV, cu 35 de canale și imagine high quality la viteză 3G, iar traficul nu se taxează. Instalează aplicația și urmărește oriunde programele preferate. Toamna asta se poartă diminețile hasti. Maestrii zâmbetelor matinale se întorc cu forțe proaspete. Ziua bună începe cu Neața. Neața cu Răzvan și Dani. Dacă noi nu suntem, cine mai e? Din 3 septembrie. Asta nu e o glumă. Din nou la Antena 1. Un cuplu celebru este pe cale să se despartă. Ți-au lipsit. O să zic că sunt singură și nedisponibilă. Secretele de culise și vorbele de duh. Pasiunea e mai puternică decât viața. Jurămintele. Îți jur că în momentul ăsta aș pune capăt la tot. Mânia. Pe tine te-aș bate, te-aș băga în spital. Și bucuria. Vorbesc franceză, visez în franceză, dar în jur pe românește. Ne întoarcem cu senzaționalul adevărat. Viața e așa și nu altfel. Din 3 septembrie ai din nou acces direct. Asta e la verita! Cu Simona Gherghe. Stați să vedeți așadar. La Antena 1. Băi, dar ce mă enervează nu ție asta? Și ne lăm asta la o parte. Noi un edus de la mișto făcută. Zici că din Turcii. Dar că discutăm noi altfel. Alo? Al noții? Va reuși Ana Maria Soier de Benuții? V-am căutat, nu știam unde sunteți. Urmărește Prodanca și Reghe, aventura americană. Astăzi de la 20:20 la Antena 1. Ține-te bine! Clubul Păcătos lansează cele 10 porunci păcătoase. Un show păcătos, din 3 septembrie la Antena 1. Steven Seagal declanșează războiul cu mafia. Silit să ucidă. Sâmbătă de la 20:20 la Antena 1. Am revenit la Observator. Femeile iubesc pantofii. Este deja un lucru știut. O americancă însă își întrece toate suratele. Este de-a dreptul obsedată de încălțăminte. Are aproape 17.000 de perechi, ca să nu mai vorbim de obiecte în formă de pantofi de toate culorile și de toate mărimile. Pe scurt, americanca a intrat în cartea recordurilor cu această colecție impresionantă. Să o vedem și noi. I am very crazy obsessed with shoes. Obsesie pe care cartea recordurilor i-a recunoscut-o oficial era de la sine înțeles. Femeia are acasă aproape 17.000 de pantofi și obiecte în formă de încălțăminte. Darlene iubește pantofii de când se știe. Are 57 de ani și e din California. Muzica.
Toată casa femeii stă mărturie obsesiei care a cuprins-o în urma unui divorț în 2001. Atunci a încercat să-și revină, să depășească durerea cu ajutorul terapiei prin cumpărături. Acum e deja un mod de viață. Americanca are casa tapetată cu tot felul de obiecte în formă de pantofi. Îi vezi la baie, la bucătărie și inclusiv în living, oriunde privești. Până astăzi, femeia a cheltuit jumătate de milion de dolari și a primit statutul de cea mai înfocată cumpărătoare de pantofi din lume. Ce subiect poate fi mai fierbinte decât cel legat de cel mai fierbinte cuplu al Hollywoodului? Nunta Angelinei cu Brad interesează pe toată lumea, iar jurnaliștii încearcă să ne mulțumească. Și fiecare detaliu contează. Ultimele bârfe, pregătirile ceremoniei, care se pare că va avea loc în acest weekend, este în mâinile lui Brad, în timp ce de invitați se ocupă Angelina. Chateau Miraval din Franța, reședința celor doi actori, va fi punctul zero al evenimentului. Brad Pitt a angajat deja o echipă de experți care să se ocupe cu restaurarea fațadei. Cel puțin asta susține presa americană. Actorul vrea ca locația să arate ca nouă în ziua anunții. Tot din zonă provine și vinul care va fi servit la nuntă. Se numește Pink Floyd și este produs în Podgoria, de pe proprietate. Brad și Angelina au declarat că își doresc totuși o nuntă restrânsă, așa că invitații vor fi aleși pe sprânceană. De acest lucru se ocupă chiar frumoasa Angelina, iar lista invitaților iar include și pe actorii Johnny Lee Miller și Billy Bob Thornton, primii doi soți ai Angelinei. Cât despre verighete, Brad și Angelina le-ar fi comandat de la cunoscutul bijutier Robert Prokop. Valorează 780.000 de dolari fiecare. Zvonurile despre o posibilă nuntă au apărut în luna aprilie, când cei doi au anunțat că s-au logodit. Sunt totuși împreună de 7 ani și au 6 copii. Mii de ochi au fost ațintiți aseară pe covorul roșu de la Veneția. Vedete, numai una și una au strălucit în lumina reflectoarelor și la intrare și înăuntru, dar și pe ecran. Și au fost blițuri după blițuri, aplauze și freamă de emoție. Nici nu putea fi altfel cu asemenea vedete pe covorul roșu. Letizia Casta, Naomi Watts și Kate Hudson au fost actrițele cele mai fotografiate la ceremonia de deschidere a celebrului festival venețian de film. Au urmat membrii juriului prezidat de regizorul Michael Mann. Între ei, vedete ca Samantha Morton sau muzicianul francez Bob Sinclair. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Onoarea de a deschide oficial festivalul i-a revenit maestrului de ceremonie a galei, actrița de origine poloneză, Kasia Smutniak. După discursuri și prezentarea juriului, a urmat și prima vizionare. And you ask me why they're harassing your family. Let's just cut the bullshit, okay? Cele 18 filme din selecția oficială, ca și cele din afara ei, promit să fie la fel de incitante. La Veneția va avea premiera și filmul O lună în Thailanda, debutul în lungmetraj al regizorului român Paul Negoescu, care însă nu e în competiția oficială. Festivalul de la Veneția este cel mai vechi eveniment de acest gen din lume. Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la prima ediție. Mergem acum în platoul show-ului Mireasă pentru fiul meu. Vorbim cu Mirela Băureanu Vaida. Bună, Mirela! Bună ziua, Oana! Mai avem doar 2 zile la dispoziție pentru a pune concluziile și pentru a face o retrospectivă cu actualii concurenți ai sezonului. Așa că haideți să vedem cele mai importante subiecte de astăzi. Mireasă pentru fiul meu. Se întâmplă ceva minunat în viața ta, din ce am auzit eu? Da, se întâmplă. Unde ai primit tu inelul ăsta? L-am găsit! Și cum îl cheamă pe cel pe care l-ai găsit? Mihai, și iubesc foarte mult. Ce face Alin bunică? E bine? Foarte bine. Cum urmează să își refacă viața, să se căsătorească? Te așteptai? Sincer, nu mă așteptam, trebuie să recunosc. Mireasă pentru fiul meu. Atât deocamdată, dar ne vedem peste câteva minute. Mulțumesc, Oana! Rămânem cu voi, Mirela, mulțumesc! Doamnelor, domnilor, punem punct aici. Nu uitați însă să ne găsiți pe Facebook. Pagina noastră se numește Observator. Revin cu informații noi la ora 16. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!
Trifin prețurile pentru tine! Doar două zile, pe 30 și 31 august, ai cafea măcinată Chibo exclusiv 250 de grame la doar 9,99 lei și struguri albi la doar 3,79 lei kilogramul. Iar până pe 10 septembrie, ai cadou un telefon Samsung E1200 la orice televizor Samsung cumpărat. Carrefour, pentru o viață mai bună! Cu ani în urmă, între inventatorii Twix a avut loc o ruptură la propriu când și-au prezentat batonul de ciocolată. Așa că au decis să împartă producția în două fabrici separate cu două strategii radical diferite. Pentru Twix-ul stâng se turna caramel pe biscuit, în timp ce pentru Twix-ul drept se punea caramel pe biscuit. Twix-ul stâng era îmbrăcat în ciocolată, Twix-ul drept era învelit în ciocolată. Astăzi nu au nimic în comun, în afară de ambalaj și de o parcare prost gândită. Încearcă-le pe amândouă și alege. Noul Man & Speed Stick X5 Multiprotect. Când ai nevoie de 5 soluții diferite, le ai. Man & Speed Stick X5 Multiprotect te ajută să te simți uscat, curat, proaspăt. Nu lasă urme albe și îi permite pielii să respire. Noul Man & Speed Stick X5 Multiprotect. Transpirația n-are nicio șansă. Nisipul ăsta e din vama veche. Și scoicile astea din vama. Apă din Marea Neagră și miros proaspăt de alge. Le-am luat direct de pe plajă. Da, bă, așa. Cred că pasta trebuie să o lăsăm. Marius, ai vrut în vamă. Noi ți-am adus vama mai aproape ca să te relaxezi mai des. Lasă un mesaj pe smileydelivery.ro și Cosmote îl face cunoscut în toată țara. Ia-ți oferta cu cele mai multe beneficii de pe piață ca să te exprimi în voie. Cosmote, lumea noastră ești tu. Hei, cum a fost în vacanță? Minunat, dar s-a terminat. Uite ceva ce o să vină de spună. E Bonox cu parfum de liliac. Bonox, parfumul îmbietor de liliac de care te bucuri tot anul. Totul arată bine. Continua, continua. Oh, nu! Oh, nu din nou! În sfârșit, noul Head & Shoulders Apple Fresh cu parfum de mere verzi îți lasă părul irezistibil de parfumat și îndepărtează mătreața. Astfel, părul tău îl va cuceri pentru tine. Head & Shoulders, până la 100% fără mătreață.